Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Valentin Târcă. Pentru cei care mă cunosc, știu că sunt un personaj destul de controversat în lumea științifică românească, ca să zic, și nu numai. Sunt un personaj controversat, fiindcă am venit cu o altă variantă a formării lumii noastre, a formării Universului, o altă perspectivă asupra istoriei atât naționale cât și a istoriei planetare. Variante care sunt în contradicție totală cu ceea ce prezintă lumea religioasă și o elită, așa zis, științifică, care dă tonul științei, în ghilimele, pe planeta Pământ, ca să zic așa. Informațiile pe care le expun sunt dintr-o bibliotecă foarte veche, care își are rădăcinile în antichitate. Este vorba de Biblioteca Ordinului Dragonului, o societate de oameni de știință care sunt proprii acestui pământ din jurul Carpaților și îți spuneau așa datorită faptului că munții Carpați văzuți din spațiu au o formă tehnică de dragon, iar deasupra lor se găsește constelația dragonului. Munții Carpați sunt o reflectare terestră a constelației dragonului, cum de altfel toate structurile muntoase de la suprafața Pământului sunt proiecțiile constelațiilor care compun galaxia Calea Lactee și au fost construite în felul ăsta de către constructorii primordiali ai planetei, niște ființe foarte uriașe. Ori toate miturile popoarelor vorbesc despre uriași, însă sunt percepuți ca personaje legendare, sunt percepuți ca uneori ca niște povești, însă descoperirile de dată recentă care se fac pe planeta Pământ a demonstrat că într-adevăr uriașii chiar au existat, deoarece s-au găsit foarte multe schelete de uriași și absolut toate construcțiile astea care depășesc capacitatea de construcție a speciei noastre, da? Numită Homo sapiens, ca să-i zic așa, sunt construite de către ființe care ne depășeau cu mult ca înălțime. Și tema centrală a discuției noastre ar fi faptul că absolut toată planeta Pământ este o construcție artificială. Nu doar planeta Pământ, întreg, așa zisul nostru sistem solar, de fapt, este o construcție artificială menită să susțină viețile mai multor miliarde de ființe care locuiesc pe mașinăriile astea. Da. Începuturile universurilor, ca să zic așa, sunt în găurile negre.
Găurile negre sunt comprimări ale spațiului primordial de către frigul primordial. Vorbesc de un frig de milioane de grade Celsius minus. Asta este capacitatea frigului de a comprima. Frigul comprimă spațiu, de fapt, frigul comprimă unoparticulele. Unoparticula este cea mai mică unitate care stă la baza, care stă la baza spațiului. Frigul comprimă unoparticulele, transformându-le în atomi și după care atomii sunt masați în ceea ce numim noi astăzi găurile negre. Ori prin presiunea frigului asupra găurilor acestea negre, ele declanșează fenomenul numit Big Bang. Fenomen care dă naștere unei energii numită viață. Ori energia asta numită viață, ea se regăsește în absolut toate ființele vii. Mă aflu aici, în acest cadru, unde se vede și Castelul Bran, castel care, înainte de venirea Habsburgilor pe meleagurile astea, aparținea Ordinului Dragonului, aparținea societății acesteia de știință numită Ordinul Dragonului, o societate de matematicieni, fizicieni, chimiști, astronomi, istorici, niște oameni care de-a lungul timpului s-au opus castelor preoțești de toate soiurile, adică castelor preoțești care au furat oamenilor adevărul științific și l-au înlocuit cu basme, cu minciuni și cu legende, cu tradiții. Și furând oamenilor un adevăr științific ușor de înțeles, ei s-au plasat deasupra umanității ca o garnitură de paraziți care efectiv au dominat cel puțin istoria ultimilor 5.000 de ani. Acolo unde au avut putere și influență maximă, ei au scris istoria, în ghilimele, au scris-o în termenii lor, au scris-o în parametrii lor, în parametrii lor care i-au ajutat să domine pe cei care au intrat în sfera lor de influență. Între societatea asta a oamenilor de știință numită Ordinul Dragonului și Castele Preoțești este un război milenar. Este un război atât ideologic, cât și un război militar, ca să zic așa. Și Castelul Bran este un castel destul de mic, pe care dacă îl dai jos de pe stânca asta, sunt câteva clădiri mult mai mari decât el în branul ăsta, dar el de fapt păzea poarta dintre Orientul geografic și Occidentul geografic și în el, în trecut, era depozitată arhiva aceasta a Ordinului Dragonului, o arhivă din care eu astăzi încerc să expun niște informații care nu au mai fost vehiculate în spațiu public decât doar de noi.
de-a lungul timpului. Împotriva informațiilor acestea pe care noi le-am scos din Arhiva Ordinului începând din anul 2009 până astăzi, au venit societățile lor, respectiv societățile preoțești și societățile pseudo-oamenilor aceștia de știință, au venit cu contra informații, ca să zic așa. Au venit cu deformări ale adevărului pe care noi l-am prezentat din această arhivă. Ceea ce nu au înțeles ei și nu vor să înțeleagă în continuare este faptul că adevărul are o logică a lui, o logică simplă. Dacă intri în logica adevărului, o să-ți dai seama că celelalte povești n-au nicio valoare. Adică celelalte povești pică, celelalte așa zise dovezi trec undeva la, uneori ajung chiar în sfera ridicolului. Vedeți dumneavoastră, energia numită viață, care ia naștere odată cu Big Bang-ul, este susținută de către cele patru elemente primordiale, respectiv materia, apa, focul și aerul. Aceste patru elemente primordiale au și patru culori primordiale. Materia are culoarea neagră, apa are culoarea galbenă, focul are culoarea roșie, aerul are culoarea albă, iar energia numită viață are culoarea albastră, cum e culoarea după drapelul ăsta aici mai deschisă, sau dacă vă uitați pe cer, da, este culoarea, este bleu acela care îl vedeți în depărtare, dincolo de nori. Noi suntem înconjurați de energia asta albastră care trece prin noi și noi trecem prin ea, ca să zic așa. Deci suntem ca niște laptopuri, ca niște calculatoare care suntem racordați la energia primordială. Așa cum vă spuneam, atâta timp cât noi suntem racordați la energia aceasta numită viață, nicio ființă vie, oricât ar fi de mare sau oricât ar fi de mică, nu este nici mai presus și nici mai prejos decât nicio altă ființă vie. Ați văzut că pe plajele imense, la baza plajei, stă firul acela de nisip, stă bobul acela de nisip. Este vorba de micro care compune macro și de macro care are în el micro, ca să zic așa. Toate războaiele care au avut loc în lumea noastră n-au făcut altceva decât să autosinucidă universul ăsta al nostru în care noi trăim. Suntem o mică parte dintr-un mare întreg. Însă, așa cum vă spuneam, suntem o mică parte care avem un rol foarte important. Și așa cum corpurile omenești sunt compuse din celule, da, absolut toate celulele sunt
indispensabile. Adică nu te poți dispensa de ele. În momentul în care te dispensezi de anumite celule, acolo se creează un gol, se creează o lipsă. Și în general lipsa creează dezechilibre. Ori umanitatea la un moment dat a trăit un accident. Umanitatea a trecut printr-o, cum să vă spun, umanitatea a trecut printr-o fază în care efectiv și-a pierdut cunoștința în momentul în care a descoperit alcoolul pe planeta asta a noastră. Ființele primordiale veneau aici pe planeta asta și ele trăiau în comuniune cu natura, culegând fructele, culegând legumele. În momentul în care fructele și legumele se desprindeau în toate ființele vii, contribuiau la o bunăstare general colectivă și fiecare își lua strict cât avea nevoie și surplusul era pus pentru beneficiu celorlalți. Ori, în momentul în care un accident a dus la descoperirea alcoolului, substanța aceasta numită alcool a dus la un dezechilibru care a făcut să dispară rațiunea și de fapt a fost o cauză care a generat un efect. Noi trăim în zilele de astăzi, trăim efectul ăsta generat de cauza asta a descoperirii alcoolului de planeta noastră și așa după cum observați, în general castele acestea preoțești, mă refer în partea noastră de lume, mă refer la castele preoțești dominante, castele preoțești creștine, ele au la bază consumul de alcool. Alcoolul este și monopol de stat. Consumul de alcool, pe termen lung, ruinează și distruge. Da. Umanitatea nu a fost dintotdeauna în stadiul ăsta în care ne găsim astăzi. Umanitatea a fost în trecut, a avut niște valori și niște standarde foarte înalte. Suntem oarecum căzuți într-o beznă a unei involuții generate de un accident. O involuție care a făcut ca să ne autodistrugem, omorându-ne între noi, omorând natura, omorând ființele vii, ne-a făcut ca să ne sălbăticim. Astăzi, după cum vedeți, avem o problemă cu urșii sălbatici. Pentru cei care nu știu, în trecut, atât urșii, cât și lupii, cât și toate ființele pe care noi astăzi le numim animale, erau ființe raționale, care trăiau într-o conviețuire pașnică și într-un respect reciproc. Nu numai animalele s-au sălbăticit, și oamenii au devenit sălbatici. Oamenii au devenit mai sălbatici decât animalele, în sensul că
Animalele sălbatice ucid fiindcă le este foame. După ce se-au satisfăcut foamea, se opresc din ucis. Omul este mai sălbatic decât animalele, deoarece omului îi place să ucidă. A făcut o pasiune din a ucide. A devenit vânător. Omul vrea trofee. Și în momentul în care el la rândul lui este ucis de către animalele sălbatice, se simte atacat în dreptul lui de a ucide. Sau poate că are nevoie din nou de pretexte de a ucide și mai mult. Este o chestie care îi vom da de capăt în perioada care urmează. Ceea ce trebuie să înțelegem noi este faptul că absolut toate poveștile care ne fac să ne credem mai superiori unii altora, ucid mintea. În momentul în care o grupare religioasă se crede mai specială decât o altă grupare religioasă, asta nu înseamnă că gruparea respectivă chiar este mai specială. Înseamnă că este mai retardată mental, fiindcă dacă luăm în calcul ce spuneam la începutul discuției astea, nimeni nu este mai presus decât nimeni. Și, în general, credințele trebuie să aibă la bază logica. Degeaba cred eu că unul și cu unul, prin anumite miracole, îmi dă 6. Fiindcă adevărul științific și strict tehnic este că unul și cu unul întotdeauna va face 2. Îmi va da 2. Indiferent în ce loc, voi face socoteala, indiferent la ce oră din zi și din noapte voi face această socoteală și indiferent cine va face socoteala. Nu. Dacă unii cred în mintea lor că ei sunt mai speciali și pot ca să facă să se întâmple că unul și cu unul lor o să le dea 6 prin diverse miracole, se păcălesc în primul rând pe ei înșiși. Adevărul trebuie să fie, credințele trebuie să fie logice și absolut toate credințele trebuie să aibă la bază un adevăr logic, nu povești fantasmagorice, nu povești inventate și nici de cum povești însușite pe nemestecate, doar așa că așa au spus patriarhii. Ceea ce trăim noi astăzi, trăim într-o patriarhalitate sălbatică în care lumea este condusă de către societățile patriarhale. Cu toate că în trecut, înainte de accidentul ăsta care ni s-a întâmplat nouă, oamenii, ființele, se desfășurau în societăți matriarhale asemenea stupului de albine, asemenea societăților lupilor, societăților șerpilor și foarte multe alte societăți de animale care nu au reușit a fi patriarhalizate. Nu s-a reușit scoaterea din memoria lor colectivă a informației primordiale. Erau și uriași pe planetă când s-a întâmplat asta. Vedeți, noastră,
fiecare făcea câte ceva pe planeta asta într-o complementaritate desăvârșită. Explicația simplă și logică este că undeva, așa cum vă spuneam, ei nu răneau natura și aveau sisteme de a colecta fructul odată ce el se desprindea din de exemplu, mărul. Da, când cădea singur, nu l-o rupeau. Când fructul se desprindea singur, atunci el ajungea la maturitate. Atunci avea absolut toate, tot procesul biologic era complet. Înțelegi? Și probabil că au scăpat din vedere niște fructe care au trecut de perioada de... Și atunci au devenit alcool. L-au gustat și le-a plăcut efectul. Nu i-au anticipat efectul pe termen lung. Și vedeți, totul se bazează pe observație. Și atunci au observat că chestia asta e ceva ce le dădea o stare de beatitudine și la un moment dat chiar l-au numit nectarul zeilor. L-au numit așa deoarece în trecut zeii erau numiți cei care, ființele venite din afara Pământului, de pe alte planete, fiindcă, o să facem o paranteză, toate stelele astea care le vedeți dumneavoastră că luminează sunt locuite de ființe ca și noi. Și mai fac o paranteză, deci dacă pleci cu trenul, da? Dintr-un oraș, pe măsură ce trenul se îndepărtează de orașul respectiv, vezi luminile din ce în ce mai mici, dar la un moment dat vezi doar o singură lumină. Ei, în lumina aia sunt comprimate absolut toate luminile alea din oraș, care când erai aproape le vedeai separat. Ei, așa suntem și noi vis-a-vis de luminile astea, care le numim stele. Suntem la o distanță destul de mare ca toate luminile separate de acolo să le vedem o singură lumină. Zice că sunt sori. Nu, sunt sori. Nu sunt sori. Sunt niște... Cum să spun? Nu. Sunt... Cum sunt și becurile noastre. Sunt niște luminători, sunt niște chestii care dau efectiv lumină, care fac lumină. Lumina este de două feluri. Este lumina spirituală, da, adică te luminezi când ai toate informațiile necesare asupra unui subiect. Ați auzit expresia aia că i-a căzut fisa. Fisa îți cade în momentul în care ai toate elementele unei povești, unei întâmplări, care îți dau o explicație logică asupra evenimentului, asupra întâmplării respective. În momentul în care nu ai toate explicațiile și nu ai toate elementele logice, bâșbâi într-un întuneric, într-o nebuloasă a necunoașterii, da? Lumina este de mai multe feluri. Bun, revenind la chestia asta, deci, dintr-o greșeală, dintr-o nebăgare de seamă, dintr-o scăpare, ca să zic așa, au descoperit alcoolul. Și ce nu cunoști, te poate omorâ. De exemplu, universul nostru a luat naștere în urmă cu aproape 10 miliarde de ani terestri dintre ăștia de-ai noștri, ca să avem un termen de comparație. Și forța din generată de Big Bang-ul ăsta, normal, lui trebuia să-i dea o durabilitate de viață de 21 de miliarde de ani terestri, ca să zic așa. Ori noi avem aproape 10 miliarde de ani terestri de evoluție și involuție continuă. Înțelegi?
în momentul în care, deci nimic nu era prestabilit de dinainte, totul urma să fie descoperit. Ce înțelegeai te putea ajuta să evoluezi, ce nu înțelegeai te putea ucide și te arunca înapoi. Înțelegeți ideea? Ori descoperirea alcoolului a fost una dintre etapele astea ale involuției noastre universale, nu doar terestre, fiindcă el a afectat și lumile din trecut. Așa cum vă spuneam, ce se găsea aici pe planeta asta era recoltat, o parte era folosit în propriul nostru consum, restul se ducea în alte lumi și din alte lumi ei aduceau ce ne trebuiau nouă. Era, este exact legea comerțului care se desfășoară la nivel planetar aici. Înțelegi, în țara asta se găsesc banane care sunt duse în toată lumea, în altă țară. Alte lumi, la ce terestre, da, practic? Alte lumi. Păi, alte planete sau la ce? Nu, mă refer la alte, la alte constelații. Veneau, constelații. Veneau aici și luau produse, da, la noi. Da, ei veneau la... Spațiale, sau da, prin, da, veneau prin tehnologie. Da seama că în 10 miliarde de ani terestri universul ăsta era foarte... Acum, vă dau un exemplu. Uitați-vă la lucrurile din jurul nostru. Uite la camera asta de luat vedere. Uite-te la statueta asta. Uite-te la castelul ăla de acolo. Uite-te la cana asta care are pe ea gravat Castelul Bran. Uite-te la drapelul ăsta. La toate lucrurile care ne înconjoară și imaginează-ți că în toate obiectele astea sunt înglobate miliarde de miliarde de cunoștințe puse împreună. Cineva a știut să facă ceva pe care l-a pus în combinație cu ceva care altcineva a știut să facă. Înțelegi? Și toate astea, deci tot ce ne înconjoară sunt suma a miliarde de miliarde de miliarde de miliarde de cunoștințe puse împreună. Or să vii tu să-mi spui, Bazaconia, că Pământul are 7000 de ani, că a venit unul, Doamne, Doamne, a toate puternic, a toate știutor, dar Doamne, Doamne, ăsta a toate puternic și a toate știutor nu știa că specia pe care a creat-o el o să ajungă să omoare între ei și să ucidă în chinuri atroce membrii speciei sale, înțelegi? Și numai membrii speciei sale, absolut toate ființele care au intrat în contact cu ei le-au decimat. Trebuie să spui tu, Bazaconia asta e deja o insultă adusă inteligenței oricărui om care gândește, da? Trăim într-o complementaritate unde fiecare a contribuit cu ceva. La un avion, de exemplu, la construcția unui avion, contribuie o grămadă de firme. Firmele respective au în componența lor o grămadă de oameni, fiecare. Fiecare om din firma asta știe să facă ceva. Așa trebuie înțeles tot asta. Nu bazaconiile transmise de oamenii religiilor care au îngenunchiat mental toate ființele unde au reușit ei să pătrundă cu prostiile lor. Dar cum de-i crede lumea? Cum au reușit să fie așa de credibili? Păi i-au tâmpit cu alcool. Cu alcool? Da. Ai văzut că ei când că îți dă sângele Domnului, îți dă cu lingurița, prima linguriță de vin, da? Ei ți-o dau. Îți deschide papila gustativă. Prin sărbătorile astea ale lor, numite tradiții, mai la toate se consumă alcool și mai ales carne. Toate ospețele, uite, ne referim la doar aici, strict în zona românilor, că sunt un popor creștin, sunt un popor cu mântuirea în suflet, un popor care
face lucrurile de mântuială, că Doamne ajută, las că merge și așa. Sunt un popor, da, care în loc să pună mâna să-și facă irigații ca să își înverzească câmpurile, preferă să aducă niște șarlatani de ăștia în sutane și cu bărbi, căci că fac ei rugăciuni pe câmp și aduc ploaia. Bă, ne lăsați, a? Voi chiar credeți că în țara asta toți sunt împiți? Dar a fost o minciună repetată mereu și mereu, care a prins rădăcini în conștiința colectivă a oamenilor. Și iată că am ajuns aici. Și i-au tâmpit pe oameni făcându-i ca să nu mai gândească și să ia produsul de-a gata. Înțelegeți? Și atunci de asta s-a ajuns aici, ca să zic așa. Dar totuși, există un creator sau nu există un creator al tuturor? Să zicem, nu Dumnezeu. Sau poate Dumnezeu al tuturor universului. Eu v-am mai explicat mai devreme că tot un univers ia naștere din însuși etnogeneza lui. El ia naștere prin el însuși datorită unor factori matematici, fizici, chimici, astronomici, care, în final, dau o istorie strict tehnică, o poveste cum ia naștere un univers, da? Vorbim de un spațiu primordial, unu, un spațiu matematic. Spațiu primordial are doi factori fizici. Este înghețat și întunecat. Adică gaura neagră, e neagră, da? N-are, înțelegi? Unde nu e lumină, e un tuneric, da? Factorul fizic care comprimă spațiu, da? Îl face să, la un moment dat, să explodeze. E un factor chimic, da? E foarte simplu de înțeles cum ia naștere energia asta care este în noi, în toate ființele vii. Deci, frigul, da, comprimă unoparticulele. Ce-am zis, cea mai mică, ai văzut un nisipul pe plajă, da? E compus din firul ăla de nisip. Aia e cea mai mică unitate, da? Uite, dau un alt exemplu. Imaginează-ți că aici ninge, da? Ninge. Ai văzut, fulgi de zăpadă. Vin eu, da? Și toți fulgi ăștia de... Eu sunt frigul. Fulgi ăștia de zăpadă, da? După perimetrul ăsta, îi strâng într-un bulgăr. Și îi comprim. Și îi strâng. Și îi strâng cu o putere atât de mare, încât... Văzut? Din fulg de zăpadă care e așa, eu îl fac un bulgăr, da? Și îl strâng cu o putere atât de mare încât atomii din centrul bulgărului interacționează între ei, se încing și la un moment dat ei explodează. Înțelegi? Ai văzut artificiile, da? Ai văzut sistemul de artificii cum e. În prima fază s-aud, deci ea explodează în bucățile mari, da? Explodează în niște bucăți mai mari, da? După care bucățile alea mai mari, ele explodează în bucăți mai mici. Înțelegi? Ei, așa este și cu ființele uriașe dintr-un univers. În prima dată, din gaura asta neagră, când se formează un univers, da, se desprinde în bucăți mari. Da? Bucățile astea mari, ele la un moment dat se divizează în bucăți mai mici. Și la capătul, când un univers moare, da, el din forma de unoparticulă primordială, da,
la capăt se va transforma tot în o particulă. Înțelegi ce vreau să spun? Va reveni înapoi la forma de o particulă. Dar o particulele astea de la când va muri un univers, de la capătul universului, vor avea în ele gravată o poveste. Înțelegi? Este ca un copil care se naște, crește, se maturizează, trece printr-o poveste de viață, înțelegi? Și în momentul în care moare, pe energia asta numită suflet, care se desprinde din el, da? Rămâne gravată tot parcursul vieții lui. E o istorie strict tehnică. Înțelegi? Istoriile astea strict tehnice au doar un singur mod de desfășurare. Într-o poveste n-are mai multe variante, are doar o singură variantă. Așa după cum din punctul A până în punctul B nu poți duce decât doar o singură linie dreaptă, înțelegi? Orice poveste are doar o singură istorie reală, strict tehnică. Că interpretări pot fi mai multe, da? Că povești pot fi mai multe, noi vorbim doar de o istorie reală, strict tehnică. Ori dacă cu ocazia fenomenului ăsta numit Big Bang, da, care este o reacție chimică, da, ea naștere energia asta albastră, care, uite, o vedem noi pe cer, da, și energia asta e în mine, da, unde mai are loc, Doamne, Doamne, ăsta a toate deșteptul, a toate puternicul, a toate știutorul, care el stătea cu mâinile în sân în Evul Mediu când castele preoțești ardeau părug și schingiuiau oameni, mai ales oameni de știință care le combăteau inepțiile și nu erau de acord cu minciunile lor și încercau să deștepte și alți oameni și să-i ridice din genunchi? Unde era, Doamne, Doamne, ăsta a toate deșteptul când, știi? Și că Dumnezeu ăsta lor ar fi făcut lumea. Bun, dacă munții Carpați au formă tehnică de dragon, înseamnă că el a făcut munții Carpați, nu? Logic. Păi, dacă tu, Doamne, Doamne, mi-ai făcut mie munții Carpați și ai făcut și șarpele, da? A, nu-ți mai plăcea creația care ai făcut-o și te-ai gândit să o satanizezi? Sau ce s-a întâmplat? Sau cum? Numai tu ăsta, toate creatorul, ai creat toate animalele, dar pe unele le ții la suflet mai mult decât pe altele, sau cum? A? Tu, Doamne, Doamne, ăsta, a toate știutorul și a toate creatorul, spui că toți oamenii sunt copiii tăi, dar după ce mor, pe cruce scrie marele și sinistru adevăr, aici odihnește robul lui Dumnezeu. Păi stai așa, păi sunt copilul tău sau sunt robul tău? Că nu am înțeles cam cum vine. Au fost copil și între timp m-ai luat rob. Ați înțeles acum cu ce luptăm noi? Oamenii Ordinului Dragonului și-au luat simbolul ăsta datorită munților Carpați și datorită constelației Dragonului care este deasupra lor, adică deasupra noastră. Ei sunt legitimi aici în pământurile astea. În trecut, imperiul lor se întindea din Iran până în Germania, având Marea Neagră, Marea Interioară, munții Carpați,
munți interiori și fluviu Dunărea, fluviu interior. Marea Neagră, dacă te uiți la ea, este o copie la scară mai mică a continentului Africa. Dacă o iei și o pui. Fiindcă toată planeta este o construcție artificială. E construită după un anumit model. Continentele, da, au fost construite în așa fel după cele patru elemente primordiale. Adică după, și după culorile celor patru elemente primordiale și după animalele primordiale care corespund fiecărui element. Respectiv în Africa, Africa are forma unui cap de șarpe, gata că te uiți, fiindcă șarpele e animal de materie. Asia avea forma unui pește, peștele e animal de apă, da, e ființă de apă. Phoenixul, da, e pasărea focului. Și lebăda este pasăre de aer. Dacă te uiți pe harta constelațiilor întocmite de Ptolomeu, o hartă antică, înainte ca să apară castele astea preoțești la puterea lumii, o să vezi că constelația dragonului este înconjurată de, are în jurul ei constelația Phoenix, are constelația peștelui, are constelația ăsta, lebedei, adică ele sunt una lângă alta, că e precum în cer, așa și pe pământ. Întreb lumea religioasă, aceștia sunt munții Carpați, îi vedeți ca o formă tehnică de dragon? Începe de aici, din Tatra, aripile, inima dragonului este pe teritoriul României, coada ei se termină în Turcia, în strâmtoarea, în Bosfor. Îl vedeți? Dragonul ăsta? Întreb comunitatea științifică, vedeți capul ăsta de zimbru care este aici, în regiunea asta? Dacă te uiți, zona munților ăștia, vedeți ursul ăsta care e aici? De ce nu ne-a spus și nouă niciodată, dacă voi dețineți adevărul absolut și știți atâtea lucruri, de ce nu ne-a spus și nouă lucrurile astea și a trebuit să vin eu? Nebunul ăsta care ați încercat de atâtea ori să-l discreditați pe toate canalele media, și pe toate canalele religioase, nebunul ăsta din Bran, Târcă Valentin, ca să vă arate lucrurile astea simple. De ce vedeți omul ăsta care îl compune Europa? Uite, vedeți? Se vede? Da. Uite. Mă poți ajuta un pic, te rog? Să ții de asta așa. Uite, o să vă arăt simplu. Europa întoarsă invers. Uite aici. Un om, gamba piciorului, genunchiul îndoit, mâna este Italia, da? Uitați-i gâtul omului, uitați-i capul omului. Asta este, în reprezentările antice, este celebru Hercule, dacă mă întrebați pe mine. Omul ăsta din Europa se uită în capul pe care îl formează Africa de Nord, care la rândul ei, văzută, e tot un chip de om, este asemenea cum sunt reprezentările faraonilor. Dacă ați văzut reprezentările alea ale faraonilor din Egipt, da. Vedeți? Asta este lumea construită de către ființele uriașe, înainte de apariția castelor preoțești care au furat oamenilor adevărul științific. Creștinismul, în cazul nostru, s-a dezvoltat
după ce în secolul creștinismul s-a dezvoltat după ce în secolul 4 creștinii au dat foc bibliotecii din Alexandria, i-au omorât pe toți oamenii de știință care i-au găsit acolo, printre care și pe Hipatia, cea mai mare astronoamă și matematiciană a vremii. Organizația asta numită Ordinul Dragonului a făcut parte și Vlad, tatăl lui Vlad Țepeș, Vlad Dragonul, numit de către catolici Vlad Țepeș, Vlad Dracu, a fost numit așa deoarece, așa cum v-am spus la început, între Ordinul Dragonului și societățile patriarhale, religioase, în special iezuiții de la Vatican, a fost și un război militar. Ori ca să ne putem apăra aici, în pe pământurile astea ale noastre, oamenii ordinului de-a lungul timpului au fost obligați să își mai și omoare adversarii, fiindcă și adversarii făceau aceeași chestie cu ei. Spre deosebire de oamenii ordinului, care erau niște oameni raționali și care ei executau elementele astea rapid, fără dureri, în vreme ce castele preoțești torturau oamenii și îi omorau în chinuri atroce, oamenii ordinului aveau dintotdeauna cu ei, la undeva aici aveau o otravă care înainte să cadă, deci dacă, decât să cadă în mâinile lor, îl luau otrava asta și se sinucideau rapid, care aveau norocul și timpul necesar ca să ia otrava, care nu, mulți dintre ei au sfârșit-o foarte prost. Vlad Dragonu, tatăl lui Vlad Țepeș, și-a rămas în memoria colectivă a iezuiților de la Vatican, care sunt Biserica Catolică, care este continuatoarea vechiului Imperiu Roman și care a pus creștinismul, așa, creștinismul ăsta l-a pus pe piață, da? De fapt, a fost... Religiile nu erau decât un pretext de a ucide, a ucide oamenii. Dezvoltaseră omorul, l-aduseseră la rang de artă. Și tatăl lui Vlad Țepeș, Vlad Dragonu, a schimbat un pic paradigma, fiindcă în momentul în care și-a dat seama că pe ăștia nu-i putea învăța nimic minte, ca să-i țină departe de locurile astea, a reușit de i-a atras într-o capcană elita familiilor catolice, i-a prins la turnul Severin și a bătut palma cu sultanul, care i-a trimis cei mai sadici călăi, cei mai sadici indivizi de care dispunea Imperiul Otoman la vremea respectivă, și pe o parte dintre ei e executat la turnul Severin și pe o parte e executat aici, la Bran. Faptul că a schimbat un pic paradigma, da, a dat un pic peste cap dorința asta de invazie a castelor astea preoțești, care trimiteau în valuri oameni și trupe peste oamenii de știință care se găseau aici, și am avut un răgaz de pace multă, o bucată de vreme. Sărbătoarea debilă numită Halloween, da, în realitate este data morții lui Vlad Dragonu, tatălui Vlad Țepeș.
Vlad Țepeș se numea Vlad Drăculea, da? Adică Vlad, fiul dragonului, fiindcă taicăsul era încă în viață și ulterior Vlad Țepeș n-a mai reușit ca să ajungă capul dragonului, ordinului dragonului. Până în decembrie 89, Sergiu Nicolaescu, cel cunoscut cu numele Sergiu Nicolaescu, care se trage din liniile imperiale ale pământului ăsta, da, a oamenilor cu părul negru, a fost capul Ordinului Dragonului până în anul 1989. După anul 1989, în data de 17 decembrie 1989, în zorii loviturii de stat care a fost dată țării ăsteia, într-un cinematograf din Ploiești, Sergiu Nicolaescu mi-a predat efectiv funcția de, spuneți-i cum vreți, comandant, cap al Ordinului Dragonului și în virtutea acestui fapt eu pot să vorbesc astăzi despre lucrurile astea și pot să vă prezint lucrurile astea care până una alta au o logică de fier și momentan nu pot fi combătute. Există două ordine ale dragonului. Este Ordinul Dragonului autentic din Carpați și un pseudo-ordin al dragonului catolic făcut de către Sigismund de Luxemburg, care a fost contrapus adevăratului ordin al dragonului. Ce vedeți aici este o structură de piatră care, văzută din spațiu, e zona Babele Sfinxul și are forma asta tehnică de dragon, capul ăsta de dragon. Aici i-am făcut un contur cu roșu ca să vedeți despre ce este vorba. Aici, în colții ăștia ai dragonului, numiți astăzi colții țapului, da? Dar sunt colții dragonului. Aici a fost doborât în anul 2010 un elicopter izraelian care venise să arunce două rachete nucleare pe tunelul care se găsește în gura asta a dragonului către lumea interioară. Acesta este totemul Ordinului Dragonului legitim din Carpați, ăsta de aici. După cum vedeți, chestia asta, dați așa că să vă arăt ceva mai mare, da? Să vi-l arăt un pic mai în mare. Da. Deci, după cum vedeți asta, asta este o chestie stilizată, da, a formei astea pe care se găsesc Babele și Sfinxul astăzi, aici, după cum vedeți. De aici este totemul ăsta, simbolul Ordinului. Și dacă vă uitați cu atenție, ăsta este doar așa, rotundul ăsta, este un chip stilizat de om. De aici vine și numele vârfului omul. Să observă? Nu știu dacă vedeți ăsta. E ca un chip de om aici. Da. Vorbeam despre două ordine. Vorbeam despre un pseudo-ordin al cavalerilor. Uite, ăsta este simbolul ordinului legitim. Blazonul ordinului. Blazonul ăsta se regăsește și pe casa unde s-a născut Vlad Țepeș la Sighișoara,
astăzi la Sighișoara, acolo în casa aia e un restaurant care se numește Casa Dracula sau ceva de genul și la intrare este blazonul ăsta, este simbolul ăsta la Casa Dracula, parcă îi spune, în Sighișoara. Ca o paranteză, aici avem o hartă din secolul 1. După cum vedeți, da? E o hartă din secolul 1, unde aici este castelul Bran. Și aici, în punctul ăsta, era poarta dintre Orientul Geografic și Occidentul Geografic. Și castelul ăsta se numea Castelul Dragonului sau Castelul Balaurului. Da. Da, harta asta e încă valabilă și astăzi, deoarece nu s-a schimbat mare lucru de atunci până în 1990. Uite aici, în punctul ăsta, fiind confluența râurilor Turcu și Poarta, două râuri care se găsesc aici în Bran. Și acum o să revin la războiul dintre ordinele astea două, cavalerești, ca să zic așa. Luptătorii din cadrul ordinului ăsta, care au luptat cu pseudo-ordinul ăsta catolic, fondat de către catolici, vedeți, cu crucea pe el, da? Vorbim de o organizație de cavaleri cunoscuți cu numele de Ordinul Cavalerilor Teutoni, care ei la rândul lor au fost preluați de către catolici și au făcut și ei un ordin al cavalerilor teutoni, da? Doar pentru a crea, cum să spune, a crea confuzie. Da. Aici pe drapelul ăsta pe care noi îl avem pe masă, da, este un drapel pe fond albastru, deoarece în trecut locuitorii de aici aveau pe cele 5 continente ale noastre cunoscute, Africa, Asia, America de Nord, America Latină și Europa, da? Se găsesc în Africa națiunile negre, care corespunde materiei, culorii negre a materiei. În Asia sunt națiunile galbene de apă, care corespunde elementului numit apă. În America de Nord sunt națiunile roșii, indienii, pieile roșii, care corespund elementului foc. În America Latină erau națiunile albe și în Europa erau națiunile albastre, care și ele la rândul lor erau împărțite în națiuni albastre cu părul negru, cu părul galben, cu părul roșu, cu părul alb și cu părul albastru. Din cu o informație complementară, am Marea Neagră, Marea Galbenă, Marea Roșie, Marea Albă și Marea Albastră, este lacul Baikal. Avem în Africa, Nilul este fluviu negru, în Asia avem fluviu galben, Yangtze-ul, în America de Nord, Mississippi, e cunoscut cu numele de fluviu roșu, în America Latină, Amazonul era fluviu alb și în Europa aveam Dunărea Albastră. Denumirile mărilor și fluviilor ăstea și faptul că națiunile sunt pe continentele astea, ăstea nu-s la voia întâmplării și au fost dispuse de la începutului după un plan. Aici, în partea noastră de lume, un imperiu din Iran până în Germania, în Pădurea Neagră, unde izvorăște Dunărea, având Marea Neagră, Marea Interioară, Carpații, Munți Interiori și fluviul Dunărea, fluviul Interior, da? Erau națiunile albastre cu părul negru. Acum, albastru, oamenii de aici au pierdut pigmentul pielii, dar el a rămas pe drapelul ăsta, e ca o hartă, ca să nu uităm cine suntem. Și svastica asta de aici este harta tehnică a galaxiei noastre, galaxia Calea Lactee. Munții Carpați sunt reprezentați de
dragonul ăsta de pe drapel și crucea asta, da, crucea așa zișilor teutoni, o să vă arăt aici o imagine de unde vine ea în realitate. Uite, vedeți? Uitați-vă, vă rog, la elementul ăsta. Deci, dacă asta este harta tehnică a galaxiei Calea Lactee, galaxie care are un braț de materie, un braț de apă, un braț de foc, un braț de aer și pe centru este un cerc albastru, dacă trag un X, da, dacă trag două linii pe cercul ăsta, îmi dă exact crucea teutonilor. Crucea asta este harta strict tehnică a Europei. Deci pe drapelul ăsta, în care vedeți dragonul ăsta care reprezintă munții Carpați, înconjurat de 17 stele, care am arătat mai devreme harta Europei, o să vă arăt și aici mai într-un format mai mic, dar mult mai clar, ca să vedeți că planeta nu e făcută de mama natură. Vedeți? Ăsta se vede clar, omul ăsta. Ori, ca să construiești un continent în formă de om, asta nu ia naștere la voia întâmplării. Nu ia naștere la voia întâmplării. E făcut după un anumit plan. Acum, vă spuneam că adevărul ăsta științific despre origile noastre și despre toate lucrurile astea au fost furate de către castele preoțești. Primul mare preot cu care noi ne-am confruntat, locuitorii meleagurilor ăstea s-au confruntat încă din antichitate, au fost Zamolxe, cel cunoscut cu numele de Zamolxe. Și o să vă citesc aici un mic articol scris de cineva, da? Scrie așa: din ciclu pentru fratele și sora mea, din stindardul lor s-a scris istorie din Persia până în Britania. Deci, dragii mei, să afirmăm faptul că omenirea a început acum 5.000 de ani este o prostie și o aberație. Cercetătorii și arheologii au descoperit și mai descoperă tot felul de artefacte, totemuri, scrieri sau așezări care depășesc mereu gândirea noastră finită și stabilă. Am să mă leg de această serie de lumea vechea noastră, am să mă leg de datinile și religia străveche, în special de daci. Zice, cu mult înaintea dacilor și a tracilor și a avut existența neamul agatârșilor. Pentru cei care nu știu, Shambhala este vechea denumire a orașului Istanbul, iar Agartha este o altă denumire al Imperiului Tarktar sau al celui de-al șaptelea imperiu. Mai adăugăm că și Atlantida și Lemuria erau ținuturi sau state sau orașe imense. Ceea ce unește cele patru ținuturi este teoria conform căreia niște ființe venite din afara spațiului au aterizat aici și au reușit, prin diverse tehnologii, să construiască și să facă ca să locuiască aici omul. În teritoriul acesta al nostru au venit cei din constelația Dragonului. Întâmplător sau nu, înainte ca ursa mică să aibă steaua polară care să identifice nordul, această stea era în coada constelației Dragonului, numită și constelația Dracului. Teoria că extraterestrii din constelația Dragonului au venit aici este un pic mai fantastică, dar trebuie prezentată. Ea spune că
cei din Constelația Dragonului s-au așezat aici la noi și centrul central a fost în Piatra Craiului, în ținutul Luanei din Munții Subuzeului, și ei au construit Munții Carpați, fluviile și Marea Neagră. Fluviul Dunărea, așa cum vedem, din spațiu, are o formă tehnică și seamănă cu o cobră imperială. Munții Carpați sunt o copie fidelă a Constelației Dragonului. De teoria Agartei și a civilizației Agatârsă, locuitorii ei, se leagă și un război nuclear, ocazie cu care a dispărut și Atlantida și Lemuria. Dar de teoria Agatârsă se leagă simplitatea formei în care oamenii din această perioadă își duceau viața de zi cu zi. Ei nu aveau legi multe, aveau legi simple, clare și la obiect și erau transmise prin viu grai, mai ales prin cântece. De agatârși, despre agatârși nu există multe relatări, deoarece ei au fost scoși din cărțile de istorie de către castele preoțești, în special de către Biserica Catolică. Partea pe care pe mine m-a fascinat cel mai mult la agatârși este faptul că regilor creșteau și studiau albinele și erau foarte legați de oi, care, așa după cum se știe, au și au avut habitatul în, de o parte și de alta a Munților Carpați. Vorbind despre castele preoțești, poporul ăsta al agatârșilor, care este poporul legitim al spațiului ăsta dintre Iran și Marea Neagră, dacii fiind o facțiune a anticului popor al șciților, care au venit aici în calitate de confederați, când a început războiul civil în Sciția, da? Dacii au venit aici alături de regina Tomiris, care a fost detronată de Zamolxis, care a instituit în Sciția patriarhatul preoțesc, au destituit regina legitimă, da? Este ca și cum într-un stup de albine ai înlocui matca cu un trântor. Ei au sciții matriarhali, au găsit rezidență la agatârși în zona Dobrogei, care a fost cunoscută și cu numele de Sciția Minor. Toate izvoarele serioase spun că dacii sunt indo-europeni. Deci, dacă dacii sunt europeni și sunt veniți din regiunea Daca a Indiei, ei au venit aici ca și confederați ai agatârșilor și au venit aici fiindcă ei fiind cei care au rămas fideli societăților matriarhale, au găsit la agatârși, care erau și ei la rândul lor societate matriarhală, au găsit refugiu ca două civilizații unite de aceleași concepte. Ulterior, dacii au fost penetrați de către influențele preoțești patriarhale, care cu timpul și-au făcut loc printre ei și de asemenea tot dacii au căzut și pradă alcoolului. Știindu-se faptul că aici, în cel de-al șaptelea imperiu, agatârșii nu consumau alcool, nu ucideau și trăiau în armonie cu natura, trăiau după legile primordiale ale pământului, după primele legi.
Ei nu aveau legi foarte multe, aveau legi subînțelese, adică ideea este că după ce dacii au căzut în patima alcoolului și ideea patriarhatului a început să-și facă loc între ei, au intrat într-un conflict deschis cu agatârșii. Apogeul are loc, conflictului are loc în momentul în care regele Lup, rege al agatârșilor din Transilvania, a fost ucis de către celți, o altă societate patriarhală, fiindcă straja dacică de hotar se îmbătase și a făcut ca celții să treacă și să ucidă un rege al agatârșilor în teritoriul lui. Informația asta este pusă de către Sergiu Nicolaescu, care v-am spus că a fost un cap al Ordinului Dragonului, da? În filmul Burebista. Sergiu Nicolaescu, în filmele lui istorice, printre altele, a spus un lucru enorm de mare. A spus așa, într-unul dintre filmele lui: în țara asta, anumiți oameni, asemeni codrilor de fagi, își iau rădăcinile dintotdeauna de aici. El a inserat în filmele istorice pe care le-a făcut, a inserat anumite informații care, scoase din filmul respectiv, pot fi unite într-un alt film în care poate să-ți facă o înțelegere a unei istorii, a unei istorii care îți unei istorii simple, logice și ușor de înțeles în contextul ăsta. Da. Cam așa trebuie să înțelese lucrurile. În țara asta, anumiți oameni sunt dintotdeauna de aici. Și aici este, România face parte din imperiul oamenilor care aveau părul negru. Și asta are logică. Este Marea Neagră. Marea Neagră este cunoscută în limba turcă cu numele de Kara Deniz. Kara, ca, înseamnă negru, ra, înseamnă albastru. Munții Carapați. Și Dunărea, în trecut, se numea Caradon. Aici erau oamenii cu pielea albastră și cu părul negru. Albastru cu negru îți dă un bleomarin, așa, de culoarea cravatei astea care o port eu la gât. Înțelegeți? Albastru cu puțin negru îți dă un bleomarin. Uite, aici, pe harta asta, dacă vă uitați, albastru cu negru îți dă bleomarenul, albastru cu galben îți dă verdele, albastru cu roșu îți dă violetul iezuiților de la Vatican, albastru amestecat cu alb îți dă un bleu deschis, foarte pal. Vedeți? Da. Europa, înainte de toate istoriile astea, era locuită de civilizația agatârșilor, era locuită de civilizația sarmaților, asciților și ageților. Ageții, și mai erau și draxii, o civilizație albastră cu părul albastru, care momentan este dispărută de la suprafața pământului. Pigmentul pielii civilizațiilor albastre europene s-a pierdut, însă a mai rămas pigmentul părului, care poate să facă diferența între națiuni. Și numai că face diferența între națiuni, dar poate să-i placeze pe fiecare în locul lui de baștină. Acum, faptul că castele preoțești au trimis popoarele unele peste altele ca să creeze gene războaie și nefericire,
este o altă poveste. Vine întrebarea legitim firească, care era rostul războaierelor și de ce castele preoțești generau războaiele? Este foarte simplu, fiindcă castele astea preoțești aveau în spatele lor niște uriași carnivori, care mâncau și oameni, printre altele. Așa cum oamenii au fost transformați în carnivori să mănânce purcei, viței, alte animale, tot așa au existat și niște specii de uriași care consumau carne de om. Și atunci, cum puteau ei să își facă rost de carnea asta de om? Prin creierea unor războaie prin care oamenii își dădeau cu toporul în cap și se omorau între ei. Și preoții care strâneau războaiele astea, ei lor nu li se întâmpla nimic, strângeau trupurile astea moarte și se duceau și le predau uriașilor. Ați înțeles? Legendele noastre vorbesc că uriașii cereau oamenilor să le aducă 9 boi, 9 căruțe cu pâine, 9 butii de vin, dar să le mai aducă și 2-3 fecioare, 3-4 flăcăi, așa, de schimbarea gustului. Înțelegeți acum? Castele preoțești, toate construcțiile astea din Europa sunt construite de către uriași. Uriașii s-au retras în galeriile din interiorul pământului și toate construcțiile astea, bisericile, domurile și tot ce se găsește în Europa, sub ele sunt niște galerii uriașe unde stăteau retrași uriașii. De ce ei stăteau retrași și au scos niște elite umane la suprafață ca să le facă rost de mâncare? Fiindcă și-au dat seama că dacă umanitatea îi percepe ca dușmani reali, se vor strânge împotriva lor și îi vor termina, fiindcă uriașii erau mai puțini ca număr, ca umanii. Să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că un cuib de viespi, da, conștientizează colectiv că un om vrea să le distrugă, în momentul în care se unesc, ele termină omul respectiv. Ați înțeles ideea? Ca să încetăm odată cu consumul cărnii de om, trebuie să stopăm toate războaiele dintre umani. Ori ca să punem capăt tuturor războaielor dintre umani, trebuie să terminăm cu societățile astea secrete care generează războaie și deci implicit carne umană pentru uriași, respectiv societățile francmasonice, în spatele cărora se găsesc castele preoțești, respectiv iezuiții de la Vatican. Iezuiții de la Vatican sau în spatele tuturor religiilor de pe planetă. Și cu asta cam am spus totul. Preoții creștini sunt urmașii preoților zamolxieni, care așa după cum bine știți, preoții zamolxieni l-au omorât pe fiul lui Decebal. Decebal era un rege al agatârșilor care la vremea respectivă conducea o alianță militară compusă din șciții matriarhali numiți și daci, sarmați, geți și agatârși. Împotriva șciților patriarhali care erau trimiși încoace de către castele astea preoțești ale preoților zamolxieni. Anticul popor european al rasei de foc se găsea în Sciția. Ei sunt roșcații. Cei mai din rândul poporului ăsta antic al sciților, tribul cazarilor, au fost cei mai feroce criminali ai umanității. Tribul ăsta al cazarilor care își aveau păsteaguri, aveau Agvila și Leu.
De ce aveau Agvila și Leu? Fiindcă în Sciția, așa cum în Carpații au formă de dragon, Sciția are un munte care are o formă de agvilă și Sciția se găsește sub în zona asta a constelației Phoenix și avea o formă de, avea o agvilă. Agvila este o pasăre mai mică din familia păsăridelor, care, ca să zic așa. După cum vedeți, toate drapelele popoarelor care ucid, de aceea sunt cu agvila pe ele. Imperiul Roman avea agvila pe drapele și pe unde se duceau. Atât romanii cât și dacii, da, vin din Sciția antică. Unii au venit pe o parte asta, către teritoriul ăsta, alții au venit pe altă parte. Unora li s-a deschis ușa, alții au venit prin invazie. De-aia dacii și romanii vorbeau aceeași limbă, fiindcă ei vorbeau sanscrita, ca să zic așa, limba scită veche. Și încet, încet o să facem lumină în nebuloasa asta istorică și o să punem toate lucrurile astea la locul lor, încet, încet. Da. Geții sunt geți, dacii sunt sciți, da? Fac parte, sunt o ramură a sciților. Termenul trac, el derivă de la termenul general drax, cum erau numiți draxii, cum ai spune astăzi, europeni. Era un termen general. Și din termenul drax, da, erau derivatele astea. Erau europenii cu păr negru, europenii cu păr galben, blond, europenii cu păr roșu și europenii cu păr alb. Înțelegi? Și între ei mai erau europenii cu părul albastru. În Africa, de asemenea, erau negri care aveau părul negru, da? Ei erau răspândiți pe tot teritoriul Africii, da? Erau negri cu părul galben, negri cu părul roșu, negri cu părul alb și erau și negri cu păr albastru. În urma unui război nuclear care a avut loc cu mult timp în urmă, da? La suprafața planetei noastre, care a aruncat umanitatea într-o iarnă atomică și a făcut să crească și păr pe oameni, fiindcă în trecut oamenii erau racordați direct la soare. Înțelegi? Ei nu consumau prea multă hrană solidă. Ei luau mai mult seva din fructe. Înțelegi? Era pe hrană lichidă și fiecare celulă aveau corpuri luminoase care celulele erau racordate la razele solare. Înțelegi? Se hrăneau cu lumină. Și partea materială din corpurile lor era foarte mică. În momentul în care oamenii, ființele mureau în trecut, da? Energia din ei se desprindea și lăsau așa o mică grămăjoară de cenușă. Înțelegi ce zic? Dar datorită faptului că au descoperit alcoolul, s-au luat la bătaie, l-au dat în alte lumi, da? A început un război în lumile de sus, care a fost adus și pe pământ, s-au bătut cu arme nucleare, atât de avansați au fost, că ăștia din regiunea Atlantida au atacat restul umanității, rasa de foc, a atacat cu arme nucleare Africa, Asia, așa a luat naștere deșertul Sahara, Akatama, Nevada, Gobi. Înțelegi? Și ulterior Atlantida a fost cufundată de către cei din constelația Dragonului. Fiindcă astăzi, la suprafața Pământului, sunt urmașii vechilor atlanți care au dus războiul ăsta ideologic mai departe. Sunt urmașii păsării Phoenix, care și-au avut sediu în Atlantida, care era în America de Nord. Atlantida a fost un fel de un pământ, un fel de insulă mai mare în actualul triunghi al Bermudelor de astăzi. Știi? Primele
fructe, alcoolul a fost descoperit în America de Nord. Strugurele a fost numărul, a fost fructul oprit. Adică nu, strugurele este o, cum să spun, e un fruct specific Americii de Nord. Acolo este patria mamă a strugurilor, înțelegi? Cartoful, de exemplu, el nu a fost adus din America de Nord. El a fost de aici, din Africa, fiindcă cartoful e ăsta de pământ. E îngropat în pământ, înțelegi? Și roșiile, de exemplu, au fost aduse din America de Nord încoace, roșu. Deci au legătură cu culorile astea. Sunt multe de spus, istoria e foarte complexă. Și trebuie foarte multă răbdare ca să putem înțelege cum a fost zmintit adevărul ăsta universal și cum a fost înlocuit cu tradiții, cu povești și cu... La capătul tuturor tradițiilor și poveștilor astea, invariabil s-a ajungea la omor. Și scopul omorului ăsta era ca niște unii, atât după pământ, cât și din afara pământului, să-i consume pe oameni, așa cum oamenii la rândul lor consumă animalele. Și cam asta este ideea centrală a... Legat de asta cu alcoolul și cu strugurile și cu asta. Da, cum am istorie, se zice că Burebista, nu, a dat ordin să se scoată viile, bineînțeles. Să scoată toate viile. Fiindcă aici, pe pământul ăsta, Burebista era Jet. Nu era Dac. Nu era Dac. Era mare rege al Dacilor. Nu. El conducea o alianță militară care proteja. Fiindcă ce se întâmplă? Pământul ăsta la Gatârșilor era și capitala pământului, de mijloc, înțelegi? Cum București. Și în ce zona pământului? Asta în care păi, este noi acum. Ca să înțelegi, în trecut, imperiile erau 17 imperii. Pe tot pământul din Africa, da? Că continentele, dacă le pui unul în prelungirea celuilalt, ca piesele unui joc de puzzle, îți dă o salamandră. Sistemul nostru solar e cunoscut de către antici cu numele de constelația Salamandrei. Noi facem parte din blocul reptilian al constelației, al galaxiei Calea Lactee. Înțelegi? E constelația Dragonului, constelația Vasilicului, constelația Salamandrei, constelația Șarpelui. Noi suntem blocul reptilian. Înțelegi? Că de-aia astăzi, la nivel planetar, este bătălia asta împotriva reptilienilor, care sunt satanizați, sunt blamați. Și de către cine? De către oamenii cu simbolul vulturului, cu Phoenixul. Îi spune și vom renaște din nou ca pasărea Phoenix. Deoarece ăștia din constelația Dragonului, când au scufundat Atlantida, da? Atlanții sunt cei care din Atlantida a fost punctul unde a fost atacată toată umanitatea. Înțelegi? Că, cum spuneau, că așa la atât Sahara, cât Acatama, Nevada, Gobi sunt deșerturi generate de deflagrații nucleare. Ori deflagrațiile astea nucleare au aruncat planeta într-o iarnă atomică, deoarece au blocat lumina solară, soarele, norii ăștia groși, și unde nu ai sursă de căldură, ai frig. E logic. Înțelegi? Și numai muța a luat naștere din... Nu omul a derivat din maimuță. Maimuța a derivat din primele ființe universale, fiindcă în momentul în care corpurile de lumină s-au întunecat, atunci a crescut pilozitatea ca o protecție pentru corpuri. Înțelegi? Am devenit mai denși. Am intrat într-o altă frecvență. Îți dau un exemplu. Dacă iau apă și o bag în congelator, da? Devine gheață. Dacă apa o pun la căldură, ea se evaporă, nu? Devine abur. E aceeași apă. Diferă tratamentul care îl aplic, da? Dacă lovești pe cineva cu pungă cu apă, n-ar nimic.
nu-i produci nicio leziune. Dacă pui apa în congelator și se face gheață și lovești cu gheața aia, îi produci o daună. Înțelegi? Da. Atât materia, cât și apa, cât și aerul și focul, da? Sunt, de fapt, stările spațiului într-un anumit context matematic, fizic, chimic, astronomic. O să ne zici de cele 17 imperii care... Da, în suprafața Pământului, ți-am spus, erau 17 imperii și România face parte din imperiul ăsta, așa zis, Tarctar, care era al 7-lea imperiu. Înțelegi? Imperiul Tarctar. Tarc înseamnă 7 și Tar înseamnă imperiu. E simplu. Și al 7-lea imperiu ăsta era și capitala Pământului de mijloc. Înțelegi? De ce îi spun Pământul de mijloc? Fiindcă planeta are forma unui potir în realitate. Ai văzut paharele alea de vin roșu, bombate. Dar noi suntem în interiorul potirului, noi nu suntem pe suprafața potirului, noi suntem la o treime de bază și două treimi de vârf. Înțelegi ce zic? Aici e Pământul nostru și noi ne luăm lumina prin gura paharului. Preoții, când țin, preoții creștini, când țin potirul ăla în biserică, da? Ei țin macheta tehnică a Pământului. De aici vine și expresia au luat putere de la potir. Al 7-lea imperiu, capitala, da, era apărată de contingente din popoarele europene. Înțelegi? Și erau contingente ale agatârșilor, ale sarmaților, ale șciților, respectiv dacii ăștia rămași dacii matriarhali, șciții matriarhali și ale geților. Înțelegi? Dacă te uiți în filmul Burebista, acolo sunt niște elemente, fiindcă imperiul ăsta al nostru, când veneai din spațiu, el se desfăcea în mai multe regiuni. Era o regiune care avea formă de zimbru, una avea formă de lup, zona Transilvaniei, una avea formă de șarpe, una de viezure, știi? Și faptul că era societate matriarhală se regăsește tot în filmul Burebista, că acolo vorbește de Magna Mater. Când se duce Carp, regele zimbrilor, se duce la regina Pământului și zice, sunt Carp, regele zimbrilor. Adică era Carp, regele teritoriului ăsta care a văzut din spațiu, da? Erau 17 regate, ca să zic așa, care formau masa rotundă. Masa rotundă, era, de ce era masa rotundă? Fiindcă aici, în regiunea asta, era, nu se trăia, se trăia după legea cercului, a mesei rotunde, unde toți erau egali. Și unde regii, conducătorii regiunilor astea, în formă de lup, de șarpe, de zimbru, de vidră, de erau 17, da? Ele apărau regina, cum ar veni, Magna Mater. Înțelegi? Și se trăia după legea cercului și nu după legea triunghiului, după care trăiesc societățile patriarhale, unde unul e șef și ceilalți sunt baza societății. Da. Cam aici e ideea centrală a poveștii. Și erau 16 regi, da, care apărau cea de-a 17-a, care era regina Pământului ăsta. Așa cum într-un stup de albine, matca e protejată de către o gardă militară. Și în preajma reginei sunt trântorii ăștia. Înțelegi? Dar niciodată în stupul de albine, albinele nu vor pune în locul reginei un trântor.
fiecare avea rolul lui în toată povestea asta. Da. Uite, ca să denigreze legea stupului, da? Zice că au aruncat în derizoriu termenul trântor. Știi? La, zice că stai ca un trântor. De, aveau și ei o funcție în stup. Uite, de exemplu, în stupul de albine, albinele sunt atât de bine organizate, încât ca să nu rămână descoperită nicio funcție a stupului, ele sunt capabile, da, să țină în stand-by, să hrănească alte 10 albine, în cazul în care albina principală cade, să fie înlocuită. Dacă cade și aia, înțelegi ce zic? Atât de bine e ori. Societatea albinelor, ele produc de 4 ori mai multă miere decât maximul lor necesar. Specia asta a castelor astea preoțești de-a lungul timpului au încercat să se atingă și de albină, dar în momentul în care distrugeau albina, dispărea și specia noastră de retardați mental, ca să zic așa, fiindcă albina prin însuși esența și natura ei i-a forțat să o lase în viață, cu toate că i-au modificat stupul. Dacă lași albinele să-și facă ele floarea, da, stupul o să observi că ele își fac chestia aia din ceară care are forma, o să rămâi uimit, a florii de colț. Floarea asta care se găsește aici la noi în Carpați. Înțelegi? Da. Exact aceeași formă. Bine, cum nu găsești două flori de colț ca să semene între ele, niciun stup de albine, nicio familie de albine, dar sunt aproximativ, înțelegi? Da. Ori ei au influențat un pic și lumea albinelor prin faptul că le-au băgat în cutiile alea. De obicei, astea, stupurile de albine sunt ștubeie rotunde, înțelegi? Alea, ale vechilor prisăcari, da? Aveau, ștubele lor aveau formă de ou, adică forma unui univers. Universul așa are ea forma, unui ou, știi? Și să-ți explic și de ce un univers are formă de ou. Ai văzut că ou are o bază, mai, da? Dacă e un ou. În momentul în care are loc explozia asta, deci el vine în prima fază, are formă rotundă, da? Fiindcă frigul comprimă lucrurile astea după raze circulare. Înțelegi? Adună nanoparticulele cu aceeași putere, aceeași presiune după suprafețe, după chestii, după areale rotunde, da? Dar în momentul în care le comprimă și are loc explozia, ce se întâmplă? Materia cade pe fund, da? Și dilată. Deci eu dacă într-un balon perfect rotund, da, bag materie și aia cade pe fund, aia îi dilată fundul. Înțelegi? Îl face rotund. E materia, deasupra vine apa, după aia vine energia, da? Și aerul. Ai înțeles acum? Și în partea de sus e mai țuguiată. Înțelegi ce zic? De ce e așa? Că materia se depune, ea cade pe fundul balonului, da? Și în momentul în care toată materia cade pe fundul balonului, da? Ea îi lărgește baza, da? Dar dacă ea lărgește aici, îi ia de aici. Înțelegi? Cercul are aceleași limite, da? Dar dacă eu pun mai mult aici, ca să pui undeva mai mult, iei din altă parte. Toate universurile au forma oului. Și așa cum într-un ou ia naștere viața, tot așa și în cadrul universului, da? E viața asta care în prima fază, da? Dă naștere unei ființe gigantice, adică imens de uriașe, dar noi, ființele astea vii, facem parte din ea. Și o să-ți explic foarte simplu. E un anumit gen de... Sunt niște păsărele mici, așa, da? Niște păsări mici,
care ele, fiecare zboară cu treburile ei, dar în caz de primejdie, ele se adună și se pun una lângă alta, da? Și formează o pasăre mare care descurajează invadatorul. Înțelegi ce zic? Pasărea mare, care ele o formează, are forma fiecăruia dintre păsările astea mititele. Înțelegi? Așa e și universul. Noi suntem forme complementare a unei mari ființe, ca să zic așa, da? Care e, trăiește în inter, să trăiește în interiorul ouului ăsta numit univers. Și noi ucigându-ne între noi, e ca și cum ți-ai lua azi un deget, l-ai tăia, l-ai face friptură, l-ai mânca, mâine îți mai tai unul, te automutilezi. Înțelegi? Noi ucigându-ne între noi, da? Facem ca să se scurteze durata de viață a universului. În condiții normale, da, energia care însuflețea universul ăsta în care trăim noi, da, trebuia să trăim în jur de 21 de miliarde de ani terestri. Faptul că noi ne-am, ființele universale sau celulele s-au omorât între ele, făcut ca durata asta de viață a universului nostru să se mai scurteze, să ajungem undeva mult mai jos de... Da. O să mă întreb, de unde ai informațiile astea? Parte din informațiile astea le am din arhiva ordinului ăsta a dragonului. O arhivă care a fost trecută din generații în generații. Înțelegi? O altă parte din informațiile astea le-am datorită faptului că eu am trecut prin două morți clinice. Și trecând prin morțile astea clinice, energia numită suflet din mine a ieșit și a ajuns până în energia centrală din centrul universului. Da? Și dacă rămâneam acolo, corpul meu era îngropat astăzi. Dar datorită faptului că universul ăsta a decis ca energia mea numită suflet să nu rămână acolo și să revină înapoi, eu am venit de acolo cu informații. Înțelegi? Din conștiința asta colectivă a universului. Înțelegi? Și n-am avut doar o singură moarte, am avut două. Una a fost de 7 minute, una a fost de 17 minute. Înțelegi? Timpul ăsta aici la noi are o limită, da? În altă parte este enorm de mult. În anumite lumi, 17 minute după pământ înseamnă vieți. De acum îți dau un exemplu. Uriașii ăștia care trăiesc în alte lumi, da? Comparativ cu noi. Ei trăiesc zeci de mii de ani. Mii de ani. Unii trăiesc chiar sute de mii de ani. Înțelegi? Dacă nu chiar mai mult. Noi trăim 100, da? Sunt insecte care trăiesc o zi. Pentru ele o zi, da? E o viață. Pentru ele, un minut sunt ani. Nu mă consider mai presus decât nimeni, nu mă consider mai deștept decât nimeni. Numai că am trecut prin lucrurile astea și le-am experimentat
pe propria mea piele și pe propriul meu suflet, ca să zic așa, este ceva ce nu-mi poate lua nimeni și nimeni care nu a trecut prin lucrurile astea nu are drept să vorbească despre ele, fiindcă nu le cunoaște. Unul care n-a băut niciodată alcool, de exemplu, nu are drept să judece pe unul care a băut alcool și n-a mai putut ieși din capcană. Cine ar putea emite o judecată este o persoană care a băut alcool și după aia a reușit să iasă din capcana asta. Nimeni care nu a căzut într-o mocirlă nu are dreptul să judece pe nimeni care a căzut în mocirlă, decât unul care a căzut în mocirlă și a ieșit singur de acolo prin propriile lui puteri. Cine n-a cunoscut foamea nu are dreptul să vorbească despre foame, fiindcă nu știe. În interviu ăsta am vorbit și din stânga, și din dreapta, și de sus, și de jos. N-a avut, ca să zic așa, o coerență liniară, dar... Am fost și întrerupt de mașini. Am mai fost întrerupt și de forțe care probabil nu vroiau ca să-l facem. A fost foarte întunecat la început, da? Dar uite, acum s-a făcut lumină, da. Spune, ce mai e? Da, seama, pe mă interesează mult istoria noastră, poporului nostru, adică noi care suntem aici. Da, noi suntem urmașii agatârșilor, da? Poporul legitim aici, între Marea Neagră și Pădurea Neagră, de unde vine Dunărea, da? E poporul ăsta al agatârșilor, supranumit și poporul Tarctar, sau al șaptelea, locuitorii celui de-al șaptelea imperiu. V-am spus, Tarc înseamnă târc, înseamnă șapte, da? Tarc are legătură directă cu numele meu. În familia mea, da, noi suntem o dinastie de luptători care avem totemul dragonului. Străbunicul meu a fost colonelul Gheorghe Bordea Poenaru Târcă, care a fost omorât de către clanul ăsta al Habsburgilor, Hohenzollern, când au venit aici, în Bran, da, l-a omorât pe străbunică mea deoarece s-a opus ca 2 ani de zile România să intre în primul război mondial. România a intrat în primul război mondial în anul 1916 și a intrat 2 ani mai târziu datorită faptului că cel cunoscut cu numele de Gheorghe Bordea Poenaru Târcă, colonel în armata asta a țării, împreună cu alți 50 de colonei, deci au fost 51 de colonei, multiplu de 17 de 3 ori, s-au opus ca țara să intre în război. Dar Hohenzollern ăștia, Habsburgi ăștia, ei luaseră comisioane, clanul ăsta de evrei, fiindcă ei sunt evrei, da? Sunt cazari. Ei au luat comisioane de la negustorii de arme, niște evrei la fel ca ei, da? Cei care fabricau armele. Și atunci ei aveau nevoie de morți. De ce? Ca să-i livreze uriașilor, care încă mai există și azi, uriașii. Da. Pe pământ sau în anumite zone? În anumite zone și zone care sunt încă întreținute de către ăștia, care generează războaiele. Nu vorbesc de războaiele de autoapărare. Vorbesc de războaiele începute gratuit, artificial. Da. Fiindcă cu Rusia și cu Ucraina, ai o părere despre? Da, am o părere. Războiul dintre Rusia și Ucraina este un război pe care Putin se trage din liniile imperiale ale regilor sarmați. Regii sarmaților au fost aliați ai noștri, ai agatârșilor, aici în lupta contra sciților. Înțelegi? Ei, ori în antichitate regele sarmaților a reușit de a pus mâna pe regele ăsta, pe preotul ăsta, pe Zamolxe, și l-a găurit cu săgeți.
deoarece lui Zamolc să-i plăcea să arunce tineri și prunci în țepe ca să le recolteze sângele, pe care îl amestecau cu vin și îl beau și le dea niște senzații de-astea delirante pe care oamenii normali nu le cunosc. Le ridica gena asta a crimei, înțelegi? Îi ridica pe niște frecvențe, nu înalte, înalte de joase, înțelegi? Oricând ei au atacat Sarmația și furau oameni și luau oameni după pământul sarmaților, regele sarmaților în alianță cu regele agatârșilor, cu Sargapeites, au făcut o alianță militară și au pus mâna pe atât pe regele Sciției, pe Ariapeites, cât și pe preotul Zamolxe, cel care a detronat-o pe regina Tomiris. Și l-a pus în rege, în Sciția, în locul reginei Tomiris, l-a pus pe fiul ei, pe Ariapeites. În linie directă mă trag din regele ăsta, Sargapeites, care alături de regele Sarmații au pus mâna pe infractori ăștia, pe criminali ăștia doi. Și regele Sargapeites a ajutat-o pe regina Tomiris să-l decapiteze pe fiul său. I-au tăiat capul, rapid. I-au oferit o moarte rapidă, înțelegi? Fiindcă regina Tomiris n-a avut puterea să-l decapiteze pe fiul său, regele s-a făcut justiție doar. I-a pus mâna pe sabie, pe mâna ei și i-au tăiat capul scurt. În vreme ce regele Sarmației a avut o altă idee, a zis, zice, preotul ăsta trebuie să vadă și el ce înseamnă. Și atunci l-au găurit cu săgeți. Înțelegi? Și ce s-a întâmplat? Crezându-l mort, l-au trimis în Sciția, la el, ca să-l înmormânteze acolo. Numai că ăsta n-a murit. Și și-a revenit pe drum și i-a păcălit pe Sciți, că este zeu. De aici a plecat toată nebunia asta. Vladimir Putin se trage din liniile imperiale ale regilor sarmați, al anticului popor al regilor sarmaților. N-ajungi să conduci. Adică conducătorii ăștia, ca să explic, nu răsar așa la voia întâmplării. Inclusiv Nicolae Ceaușescu nu era un cizmar, cum ne-au povestit ăștia, se trăgea din familia regală a basarabilor. Străbunica lui, cel cunoscut cu numele de Nicolae Ceaușescu, fiindcă Ceauș înseamnă comandant militar, a fost Alexandrina, fata lui Tudor Vladimirescu. O dinastie de conducători care s-au perindat pe pământul ăsta și oamenii ăștia au luptat ca pe gâtul nostru să n-apese niciodată picior de stăpânitor. Noi n-avem nevoie de stăpâni. Vezi, eu nu vreau să conduc pe nimeni nicăieri. Nu vreau să strâng mulțimi. Nu vreau să țin discursuri la mulțimi. În bezna prostiei omenești, am încercat să pun fiecăruia în palmă o lumină. Și în momentul în care tu ai felinarul cu lumina, te conduci singur. Te călăuzești singur. Înțelegi ce zic? Asta este misiunea oricărui conducător, care este în esența lui un conducător, un lider. Înțelegi? Nu tu îi conduci pe alții, nu. Tu te conduci pe tine însuți. Dar dacă ai capacitatea și puterea să pui în mâna fiecăruia o lumină, pune-o și fiecare se va conduce prin prisma luminii ăsteia. Înțelegi? Noi asta facem acum aici. Încercăm ca în bezna asta a neștiinței să punem câte o lampă în mâinile fiecărui om și fiecare să se conducă singur. Cum a făcut Vlad Țepeș când a zis că vă pune cântarul dreptății în mâinile fiecăruia și el va hotărâ dacă va rămâne printre oameni sau nu. N-ați observat că, în general, criminalii sunt slăviți? Ei nu sunt numiți criminali, ei sunt numiți cuceritori. Adică, Imperiul Roman nu era un imperiu de jaf și pustiire, nu. Ei nu erau niște cotropitori, nu. Ei erau cuceritori. Înțelegeți?
criminalii sunt ridicați la rang de eroi, de mari civilizatori. Ați observat câți bani s-au pompat în curentul ăsta zamolxianist pe care generalul Chelaru l-a pus pe piață aici la noi în România după lovitura de stat din decembrie? Care mai de care? Unul mai zamolxian ca altul, unul mai înțelept decât ălălalt? Păi Zamolxia era preot, nu? Preoții creștini nu sunt cumva urmașii preoților zamolxieni? Cu ce s-au diferențiat preoții creștini de către preoții zamolxieni? Nicio diferență. Și unii și alții omorau oameni. Și unii și alții, da, în spatele unor principii extraordinar de frumoase, dezvoltau crimă, dacă ne întreb pe noi. Ca unii care am fost agresați, ca unii care suntem milenar în conflict cu ei. Înțelegi? Și oamenii pământului ăsta nu ucideau până în momentul în care nu-și dădeau seama că ființa din fața lor nu mai avea șansă de îndreptare. E ca și cum, și când o făceau, o făceau rapid. Înțelegi? E ca și cum tu ai un coș cu mere, da? Și la un moment dat vezi că un măr s-a stricat și îl iei și îți dai seama că putreziciunea aia strică și alte mere. E ca un cancer, ca o celulă cancerigenă din corpul unui om. Ce faci atunci? Nu o extragi? Nu? De ce? Ca să nu le mai strice și pe alte din jurul ei. Nu? Cancerul pleacă de la o singură celulă cancerigenă care le omoară pe alte din jurul ei. Adică le face la fel ca pe ea. Înțelegi? În filmul Sergiu Nicolaescu, Mircea, Mircea are o întâlnire cu Bayazid și acolo e un dialog magistral. Mircea îi spune așa, zice, noi suntem aici de la începutul începutului. Zice, toți cei care au vrut să cucerească lumea au trecut pe aici. Noi am stat. Noi am stat. Nu ne-am dus nici în stânga, nici în dreapta. Noi doar am stat. Da? Zice, cel care vrea să înrobească lumea, în primul rând îi supune pe ai săi, fiindcă altfel n-ar putea să facă din oameni fiară de pradă. Clanurile astea interlope, da? În general, ia uite cum proliferează ele. E tipic, e tiparul. O familie mai numeroasă, da? În care unul devine lider, da? Și cu ajutorul celorlalți frați, începe să-i terorizeze pe ăilalți. Nu? După aia urmează alianța din familie, nu? Și creează un clan. Veri cu metri, înțelegi? Dar de fiecare dată este unul care are influență negativă asupra celorlalți. Dacă unul din clanul, din familia respectivă nu e de acord, da? Vine cu vrăjeala, că sângele apă nu se face, că tu ești mai șmecher decât noi. Înțelegi? Îi umblă la psihotronic, îi umblă la mental, până când îl face să adere, da? Nu vrei să fii cu noi? Bun, te excludem din familie. Înțelegi? Așa s-a întâmplat și cu ăștia. Așa au reușit de-au făcut ca să implementeze răul. Zamolxe, la rândul lui, el a fost ridicat, da? De către uriași. Ei l-au ales, ca să zic așa. Ei l-au sprijinit în funcții, din umbră. Înțelegi?
ăștia din grote, nevăzuți de nimeni, dă-ți seama, cetățile astea, da, ale oamenilor, veneau 10, 12, 15 uriași, le dărâmau că pe nimica toată și îi trimiteau pe ăștia să ucidă în stânga și în dreapta. Și ăștia veneau cu prăzile, înțelegi? În prima fază, în Sciția antică, au băgat milioane de tone de vin, de alcool. I-au tâmpit de cap, i-au transformat, i-au făcut carnivori, ca pe uriași. Înțelegi? Și ei, la rândul lor, asemeni celulelor cancerigene, pe unde s-au dus, au venit în primă fază ca niște năpăstuiți și de acolo au dat lovituri de Maidan și s-au substituit orânduirii legitime. Și asta fac de mii de ani. La ora actuală, pe teritoriul țării astea, dacă mă întreb pe mine, după ce au venit cu haimanalele astea din clanul ăsta de Hohenzollern, în ghilimele casa asta regală, care s-a pus cu mitraliera pe stăpânii legitimi ai pământurilor astea, ai branului, da? După ce l-au împușcat pe străbunică meu, pe colonelul Gheorghe Bordea, poenarul Târcă, și i-au tăiat numele Târcă, ca să nu se facă legătura, da? Noi mai avem și în București, nu știu, în secolul XVIII, Răducanu, poenarul Târcă, a făcut o bibliotecă, da? Care a fost numită Biblioteca Târcă. Și au venit popii și au luat-o și au transformat-o în biserică, au transformat-o în iarmaroc. Ceva vreme în urmă, eu am avut o întâlnire cu ei și le-am zis, băi, eu n-am venit să, nu vin la voi să-mi iau clădirea, că oricum nu mă interesează, da? Schimbați-ne numele, fiindcă noi suntem oameni de știință, nu suntem popi. Ce era ăsta constructorul care a construit biblioteca asta și lângă și-a construit locuința lui? Era serdar, da? Logofăt în sfatul domnesc. Avea mai multe funcții oficiale. Nu era preot, niciuna dintre astea. Mai mult chiar, tatăl străbunicului meu, da, în secolul XVII, a fost Ionov Târcă, care a cumpărat funcția de arhimandrit al Ardealului cu aur, cu mult aur, fiindcă dacă noi ne tragem din regia gatârșilor, ca să înțelegeți, noi avem depozite de aur, aurul de la Roșia Montană e al nostru, fiindcă aurul de la Roșia Montană a fost făcut de agatârși. Ei l-au prelucrat și l-au pus acolo. Și sunt mai multe depozite de aur pe teritoriul țării astea, înțelegi? A cumpărat funcția de arhimandrit al Ardealului și alături de principele Racoții i-am scos pe catolici afară din Transilvania. A fost trădat de către popii ortodoxi, de către preoții ortodoxi. Cu toate că în prima fază bătuse palma cu ei ca să-i scoată pe catolici, că ăștia, continuatorii Imperiului Roman, da? Sunt dușmanii noștri milenari, ca să înțelegeți cum stă treaba în toată povestea asta. Este o bătălie între dragon și phoenix. Este o bătălie între acvilă și șarpe. Înțelegi? Eu mă trag din regia gatârșilor care au totemul șarpelui. Lângă mine, aici sunt regele agatârșilor care are totemul lupului. Mai sus e regele agatârșilor care are totemul zimbrului, are totemul corbului, totemul viezurelui. Înțelegi? Sunt 16 regi. Și toți erau agatârși? Da, toți eram. Deci erau imperii agatârși? Nu, erau provincii care împreună constituiau imperiu, cum degetele de la mâna asta constituie un punct. Înțelegi? Erau provincii complementare, de diverse dimensiuni, da? Dar toate erau egale în drepturi. Înțelegi ce zic? Era o complementaritate. Nu era nimeni mai presus ca nimeni. Și datorită faptului că Imperiul Tarctar, da, e cel de-al șaptelea imperiu în cadrul planetei, ținutul
de la Olt până în insula Șerpilor, da? Era cel de-al șaptelea ținut în interiorul Imperiului, da? Am totemul șarpelui și am și numele Târcă, care înseamnă în limba veche șapte, înțelegi? Și am ieșit ca să expun povestea asta, e de datoria mea. Relația dintre noi și daci s-a rupt în momentul în care ei au trecut la patriarhat și trecerea lor la patriarhat s-a făcut datorită consumului de alcool și atunci, consumând alcool, ei au fost atrași în sfera asta de influență, nimic mai mult. Și chestia asta a dus la uciderea unui rege al aviatârșilor. Ori, asta e un caz grav pentru noi. Adică, înțelegi? Regele Agatâșul care era? Cu totemul lupului. Lup. Înțelegi? Chiar în filmul Burebeț s-a scris. Și-au preluat ei stindardul lupului sau nu se pune cum e. A, de fapt, nu daci au omorât cineva, daci erau de pază. Celții l-au omorât. Ulterior, da, Decebal a avut drapelul cu capul de lup, fiindcă el Decebal, era rege al Agatârșilor cu totemul lupului. Dar el conducea o confederație de contingente ale sarmaților, ale dacilor, înțelegi? Și ale... Și în ultima instanță a încercat o alianță cu preoții ăștia zamolxieni și preoții zamolxieni a pus mâna pe fiusul și l-au aruncat în țepe. Înțelegi? Și nu așa cum se prezintă în filmul Sergiu Nicolescu pentru a ajunge la zei să vorbească. Ți-am explicat că Sergiu Nicolaescu a fost un mare regizor, este cel mai mare regizor al vremurilor noastre și ei, fiindcă lumea era condusă de ăștia cu vulturii, da? A trebuit să disimuleze, să facă cu subînțeles, înțelegi? Fiindcă el știa că va veni la un dat cineva care va extrage esența și va lipi bucățile și va face filmul real, un film care are o logică. Eu am extras o parte din elementele din filmul lui și le-am grupat într-un filmuleț care se numește Agartha Code, luminează-te și vei fi. Îl găsiți pe YouTube, filmul, e gratis. Deci, Agartha Code, luminează-te și vei fi. Și am extras secvențele astea din toate filmele lui Sergiu Nicolaescu și am făcut un alt film care... Cine îl vede o să înțeleagă despre ce este vorba, na. Despre pelasgi? Și se zice că un popor foarte vechi, pelasgi, nu? Eu ca să nu mai creăm confuziile astea de nume, înțelegi? Că, uite, nu-ți dau un exemplu simplu. Peste vreo 3-400 de ani, da, o să ajungă unii să se certe dacă lucrurile rămân tot așa. Nu, dom'le, că nu era România, erau moldovenii, erau ardelenii, erau, știi, muntenii, cum ar fi, da? Și o să vină unul, pe uite aici, am găsit hărți cu Moldova, am găsit hărți cu Bacău, vine altul, nu, dom'le, uite, hărți cu România, știi ce zic? Eu aș exclude toate denumirile astea care duc la polemici, și aș merge doar pe niște termeni strict tehnici. Aș numi oamenii cu părul negru din naștere, da? Oamenii cu părul blond, galben, oamenii cu părul roșu și oamenii cu părul alb. Fiindcă ăștia cu părul albastru momentan nu îi avem ca să nu... Deci... Și vorbim o limbă strict tehnică. Știi? Și dacă ai elementele astea, atunci știe fiecare unde să se ducă. Uite, de exemplu, oamenii cu părul galben, da? Ei trebuie să se ducă între Marea Galbenă, Pădurea Galbenă, Podișul Galben și Câmpia Galbenă. Acolo e arealul lor, da? Da. Oamenii cu părul roșu trebuie să se ducă între Marea Roșie, Pădurea Roșie, Podișul Roșu, știi? Și să stea fiecare în dreptul lui. Dacă vii la mine, vii în o specie 2-3 luni, te întorci înapoi la tine acasă. Nu vii la mine,
rămâi la mine, proliferezi la mine, dai naștere la 2-3 generații și până vii și dai cu pumnul în pacă masă că tu ești stăpân la mine acasă. Înțelegi? Păi, ori eu asta nu o înțeleg. Dar tocmai castele astea preoțești au făcut transmutările astea de persoane, i-au făcut să se așeze aici și după 200-300 de ani au zis no, voi sunteți legitimi, că sunteți născuți acolo. Da, frate, ești născut aici. Da, ok, nu contest că nu ești născut aici. Dar pământul tău de baștină este acolo. Și tu acolo trebuie să te duci. Aici am niște poze alb-negru după negative de sticlă. E arhiva familiei noastre, uite. Te vezi? Aici noi le-am făcut, am scris oarecum confidențial. Uite, aici sunt niște câini dintr-o rasă foarte veche care avea și Vlad Țepeș. Eu am acasă doi din câini ăștia. Știi? Uite, aici. Se spune că la Biserica Sfântul Gheorghe din Brașov este o statuie unde Vlad Țepeș este cu un câine. Câinele din statuia asta seamănă cu câinii ăștia de aici, care i-am eu. Ăștia sunt oamenii de dinaintea venirii Habsburgilor. Oamenii ăștia, o parte din ei au fost omorâți, o parte s-au refugiat înapoi sus în munți. Înțelegi? Pe colonelul Gheorghe, uite, aici e iară câinele ăsta. Oamenii ăștia sunt în compania câinilor ăștia. Te vezi? Ăștia sunt câinii în proporție de 90% au gene de lup în ei. Da. Asta este după un negativ de sticlă care îl deținem. Asta este monumentul cu care Habsburgii l-au mormântat pe colonelul Gheorghe Bordea, poenarul Târcă, da? I-au tăiat numele Târcă, l-au mormântat cu onoruri militare și o oră mai târziu au tras țara în război, au folosit moartea lui ca pretext. L-au împușcat aici sus, la fundata. Înțelegi? Legătura dintre numele lui colonelul Gheorghe Bordea, poenarul Târcă, o are la Biserica Vitan Târcă din București, unde ăștia de proști ce sunt, le-a scăpat și au rămas înscrise că Biserica Vitan Târcă a fost făcută de către răducanul poenarul Târcă. Să știe că Vlad Țepeș a avut o cetate la Poenari. Înțelegeți? Așa. Și aici, ăsta este colonelul Gheorghe Bordea Poenaru, Târcă, străbunicul meu, în ziua nunții, cu străbunica mea, Măriuca, după cum vedeți, este îmbrăcat în haine tradiționale, fiindcă ei erau îmbrăcat și în haine de-astea, în costume, cum sunt ăștia din poza asta la altă, o să vă arăt. De aici în ziua nunții și uite aici, pe poala rochii ei de mireasă, da? Dacă te uiți, sunt doi șerpi. Dacă se vede. Este acolo, stai mai spate. Acolo. Ok. Sunt șerpii ăștia și între șerpii ăștia doi e o coroană. Înțelegi? Suntem familia imperială a gătârșilor cu totemul șarpelui. Vrâncioaia a fost regină a gătârșilor cu totemul șarpelui. Drapelul ăsta, care îl vedeți aici, care l-ați văzut pe masa asta, când Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, i-a bătut pe tătari, a fost ajutat de către oamenii Vrâncioaie. Uite am aici mai mult, chiar uite că vorbeam de câini ăștia, uite. Aici e statuia de la Brașov, da? Unde e Vlad Țepeș cu un câine. De genul ăsta se spune că Vlad Țepeș, când stătea de vorbă cu cineva, avea câinele lângă el și urmărea reacțiile câinelui și știa cu cine vorbește. Îmi spune că el a făcut o școală de câini ăștia polițiști, adresat cu care prindea hoții și infractorii foarte repede, știi?
dincolo de poveștile care se vehiculează că îi trăgea pe ăștia de vii în țeapă, îi executau rapid și pentru oprobiu public îi suiau în țeapă. Oamenii ăștia erau oameni cerebrali și oricărui om cerebral nu-i place să tortureze pe nimeni. Doar psihopații torturează. Uite, aici am pozele astea ale stăpânilor legitime ai branului, pozele cu câinii ăștia în variantă mai mare. Uite, vedeți? Și atâta vreme cât ăstea sunt în mâinile noastre, da? Negativele astea de sticlă sunt în mâinile noastre, sunt probe istorice și uite, mai aici o fotografie cu ei și cu câinii. Mai mult chiar, aici, lângă castel, da, e un loc unde este depozitat un tezaur de peste o tonă de aur. Ah, uite, am găsit asta. Uite, asta e Biserica Vitan Târc, așa zisa biserică, că asta numai biserică nu seamănă, uite, din București, vedeți? E Vitan Târcă. Și să vă citesc, că uite, din ea, că Biserica Târcă din Vitan e tare veche. Zice, pe versantul, în 1820, pe versantul stâng al Dâmboviței, târcă răducanul Poenaru, logofăt al divanului domnesc, mare sluger, mare țerdar și mare stolnic, spun ei, da, că au zidit o biserică. E, ori dacă vă uitați cu atenție, asta nu are forma unei biserici, are forma unei biblioteci, fiindcă bisericile nu arată așa. Vedeți? Este circulară asta. Uite, vezi? Și lângă a fost casa lor construită. Și aici a fost o bibliotecă, unde au ținut o parte din arhiva ordinului. Ei, au venit popii, au pus mâna pe ăsta și au făcut ei. Uite, și vă dau un exemplu. Acolo în zare e o biserică, vezi? Turnul ăla e ascuțit al bisericii, nu? Uite, dacă te uiți la ăsta, ăsta nu e un turn ascuțit, e ca un dom. Înțelegi ce zic? Eu n-am văzut biserici ce au făcut ei. Se vede clar că sunt două construcții distincte. Asta era casa unde locuia serdarul și lângă ăsta a fost construit ca o bibliotecă unde... Da. Deci e foarte clar. Răducanul Poenaru Târcă, logofăt al divanului domnesc. Cu mult înainte a venirii Habsburgilor, Hohenzollern, aici. Da. Zice că după moartea fondatorilor, clădirea a fost întreținută de una... Eufrosina Păuscescu, care a vândut-o, deci nicio legătură cu numele Eufrosina Păuscescu, nu Poenaru, da? Bun, ce mă deranjează pe mine este că de-aia m-am și dus la ei și le-am spus, vă schimbați-ne numele. Treceți-l pe prea fericitul Daniel, pe Teodosie, pe oricare din cimpanzei ăștia ai voștri cu bărbi, pe aia puneți-i acolo, fiindcă noi suntem familia târcă, noi suntem matematicieni, fizicieni, chimiști, astronomi, nu suntem popi. De ce ne asociați numele cu practicile voastre? A, nu, domnule, că ăla a ctitorit-o. Bun, el a construit-o, voi ați furat-o. Ăla a construit-o, avea un sens. Voi i-ați dat alt sens, voi păcăliți oamenii aici, îi puneți în genunchi, ori asta n-are legătură cu natura noastră, noi vrem să ridicăm oameni din genunchi, nu vrem ca să-i punem în genunchi. Da. Și e greu, dar nu imposibil.
O să mai aveți informații suplimentare despre Agatâr și despre toată povestea asta. E un material pe care, cum spuneam, niște oameni pasionați de istorie, care și noastră, au făcut pe internet, au făcut un material care în engleză sună Who were Agatârsi, adică cine au fost Agatârsi. Eu o să-ți dau... Ai tu link-ul? Da, link-ul. Bun. Sper că am răspuns în mare parte nebuloasei. Mai ai ceva anume pe final de întrebat? Lucrurile sunt foarte clare. Dacii sunt indo-europeni, da? Dacii. Primii daci au venit aici în Sciția Minor, în zona Dobrogei, da? Au venit cu regina Tomiris, care a rămas aici, fiindcă a fost izgonită de către preotul Zamolxe din Sciția, da? Și fiind regina, a primit pe pământ Agatâr, s-a primit azil politic. Bun. Am fost aliați o bucată de vreme. Am să vă mai citesc din... în încheiere... Am să vă mai citesc ceva din cartea lui Eusebiu Camilar. Tipul ăsta a scris o carte, o povestire eroice, da? Eusebiu Camilar. Și el face o de-asta, o preluare din cărțile lui Herodot, din cartea a patra, fiindcă Herodot vorbește despre războiul ăsta Agatâr Scito-Persan, în care noi eram aliați și cu sarmații împotriva sciților, care sciții ăștia, conduși de Zamolxes, în primul rând au atacat Imperiul Persan. Și după care, când perșii au venit după ei, ei au încercat să păcălească popoarele din drum și să le atragă în conflictul ăsta. Deci era o chestie pusă la cale de către uriași ca să facă cât mai multe victime, să-și facă rost de cât mai multă carne, ca să înțelegeți, da? Bun. Fiți atent. Citesc doar pasajul ăsta. Ci că în jurul unei fântâni, e vorba de fântâna dragonului din Constanța, da? E cea mai mare fântână din Europa. Și este lângă stadionul Faru. Aici fântâna dragonului. Și comuniștii, care aveau cunoștințe, da? Despre Agatâr și despre lucrurile astea, au pus-o în valoare. Să căutați detalii despre fântâna dragonului, da? Și că în jurul unei fântâni s-au adunat grabnic căpeteniile triburilor, taurilor, neurilor, au venit căpeteniile androfagilor și melanheenilor. Apoi niște călăreți au spintecat zarea dinspre aria galonilor, galii, da? Și căpetenia ludinilor s-a arătat și împreună cu ceilalți s-a mirat când s-a arătat ceata sarmaților, îmbrăcați și ei și cailor în plăci de fier strălucitoare. Toți erau gata de cuvântare. Deocamdată s-au mulțumit să ridice spre bărbi și să închine ulcioare cu apă rece. Ulcioare cu apă rece, nu cu vin, da? Fiindcă aici pe pământ Agatârs era interzis consumul de alcool. Zice, trebuia să mai vină tocmai din munții Asfințitului. Munții Asfințitului sunt aici ăștia, munții Bucegilor, da? Mândrul și temutul rege al Agatârșilor. A venit și acesta îmbrăcat în veșmânt țesut cu aur, cu o diademă de aur și sandale din aur. Ceilalți s-au plecat. Zice, fii ai vânturilor a început Agatârsul. Înainte de a trece la rostul acestei adunări, vă rog să binevoiți a vă îndulci cerul gurii cu miere de la noi din Agatârsia. Astfel zicând, a făcut semn însoțitorilor săi. Rețineți, însoțitorilor, nu sclavilor, da? Celor care îl însoțeau. Ăștia, regii ăștia care s-au strâns în jurul fântânii ăstea, da? Veniseră să vadă cum să participe sau nu la războiul ăsta al sciților cu perșii, da? Fiindcă sciții au trimis soli și s-au arătat agresați de către perși, cu toate că ei au atacat primii Imperiul Persan și pe marginea Imperiului Persan au făcut numai omoruri.
Vreme de 28 de ani au făcut chestia asta, de-a lungul granițelor Imperiului Persan. Și acum când perșii au venit după ei cu Darius, ei s-au dat victime. Așa, de atunci asta fac mereu, se autovictimizează. Înțelegi? Și așa, bun. Zicând astfel, a făcut semn însoțitorilor săi. Îndată s-au înfățișat pe talgere de aur faguri proaspeți. Pribegii au mușcat din faguri și de plăcere au pleznit din limbi. Agatârsu zâmbea de mare mândrie, soarele îi fulgera în diademă. S-au înfățișat tăp și tipsii cu podoabe din aur. Pribegile priveau cu îndoială. Făceau chiar semne de dispreț față de lucirile metalului. Ce erau podoabele astea din aur? De fapt, podoabele astea din aur și argint erau un fel de chestii ce am eu prin buzunare. Erau simboluri ale puterii imperiale. Înțelegi? Nu erau așa ceva de purtat cu în fiecare zi. Înțelegi? Erau inele, erau chestii cu simbolul dragonului din argint. Erau harta tehnică a galaxiei Calea Lactee. Era, fiindcă argintul pentru noi era mai important decât aurul, era inelul cu totemul șarpelui. Înțelegeți? Astea erau doar ca, cum să spun, nu erau să, erau ceremoniale, adică un fel de acte de identitate. Înțelegeți? Da. Asta le aduseseră regii ăștia, le făcuseră niște destea să le dea un fel de, că ele pierduseră. Dacă ei consumau alcool și dormeau până tufe și erau nomazi. Fiindcă iese acum la iveală povestea întreagă. Zice, au făcut semne de dispreț față de lucirile metalului. Zice, erau fiii vânturilor și nu înțelegeau mândria acestui trufaș statornic. Ce preț avea viața lui și a seminției sale dacă prinseseră rădăcini și nu mai simțeau năvalnica bucuria luptei necontenite pentru ierburi și adâncimea somnului cu pumnul sub cap pe pământ fierbinte. Hotărât lucru, se afla în fața a două lumi. Zice, și Agatârsu îi privea lung, zâmbea stins. Ce fel de regi erau ei dacă veșmintele lor miroseau a fum și nu știau cum să bea nici apa, nici vinul, decât din țestele prinșilor în luptă. Unii aveau la oblânc ca semn al vitejiei și puterii legături vechi de piei omenești. Fii ai vânturilor, a dat cuvânt Agatârsu. Zice, faceți cum binevoiți, dar eu nu voi sări împotriva lui Darius, căci nu vreau să-mi stric liniștea. Zice, dar de ce oare întârzie la adunare regele sciților? Astfel zicând, Agatârsu și-a pus mâna streașină către adâncul depărtării, de unde tocmai se zărea un golb de vălmășag. Iată, l-a strigat Neuru. Fraz din pustie, a strigat Idan Târsos descălecând, cearțul cercării se apropie. Să se apropie, a răspuns Agatârsu cu răutate. Noi avem de gând să ne vedem de liniștea noastră. Idan Târsos i-a privit pe rând. A înțeles că Agatârsu spunea adevărul. Adică că dacii și sciții vor rămâne singuri în fața puhoiului persan de aproape 1.000.000. Oricum, și sciții aveau o armată de peste 800.000 de oameni. De ce spune asta că dacii și sciții vor rămâne singuri? Fiindcă, ca să fac, să punem un pic lumină în poveste, regele Agatârșilor le-a spus sciților matriarhali, cei care vreți să mergeți să luptați alături de frații voștri patriarhali împotriva perșilor, sunteți liberi, noi nu vă oprim. Dar le-a spus, să zice, voi nu mergeți într-un război al justiției. Zice, mergeți doar într-un război de sânge, cum ar veni, înțelegi? Fiindcă ăștia, ei au atacat primii pe perși și ei trebuie să-și primească plata.
De-aia ei nu au... Discursul e mult mai amplu. Asta e doar un pasaj. Discuția a fost foarte amplă. Regele Agatârșilor, Sargapeites, i-a spus trimițului regilor șiți, i-a spus, zice, dacă voi nu i-ați fi atacat primii pe perși, zice, noi eram primii care săream în ajutorul vostru. Înțelegi? Dar zice, voi ați atacat și ca atare acum trebuie să plătiți. În războiul ăsta șciții au dus un război de ăsta de uzură, n-au dat o luptă decisivă, l-au hărțuit pe Darius, pe stepele șciției și până la urmă ăsta s-a retras. Dar e vorba de ideea în sine. Înțelegeți? Dacii sunt șciți. Dacii sunt indo-europeni. Cei care au trecut la cultul preoțesc al lui Zamolxe au rupt alianța cu noi, cu Agatârșii. Și cu asta noi am spus tot. Și suntem societate matriarhală, așa vom rămâne. Luptăm împotriva societăților patriarhale și așa va rămâne. Suntem oameni de știință și vom lupta până la capăt împotriva castelor preoțești și așa va rămâne. Și noi vom muri, dar după noi vor veni alții care ne va continua lupta și așa va rămâne. Fiindcă într-un final, rău trebuie să aibă un capăt. Da, cam asta este tot ce am a vă împărtăși momentan și a vă spune. În arhiva noastră, da, mai găsiți informații suplimentare pe site-ul de YouTube Agartha Code, liniuță Târcă Valentin. Acolo sunt și filmulețe, sunt și emisiuni. Lucrurile astea pe care le-am spus aici, le mai găsiți și acolo, în alte interviuri. Nu suntem mori stricate, repetăm din când în când ca să nu uităm. Și vă mulțumim pentru atenție și vă mulțumim și pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Da. Eu mai am niște idei legate de Sfinx, de aur, de aur, de brățările dacice, care acum e o polemică cu ele. Nu sunt ale dacilor, alea nu sunt brățările dacilor, alea sunt ale agatârșilor. Ai văzut ce am citit în cartea asta? Ei au primit. Da, dar ai spus de argint și aia din aur, știi? Deci, păi, argintul este forma ușoară a luminii. Argintul, pulbere... Știu că și purifică apă și da, purifică... Da, tot, da, argintul e mai puternic decât aurul. Aurul e forma grea a luminii. Înțelegi? Brățările astea dacice și toate astea erau doar ca un fel de buletine, erau ca un fel de chestii care arătau ce ești, înțelegi? N-au fost făcute de daci, ei doar le-au primit. E ca și cum ai văzut când încoronează un rege, da? Îi dă un sceptru din aur, îi dă un inel de aur, dar nu înseamnă că el l-a făcut. Așa au fost și daci ăștia. Da. Deci, agatârșii le-au dat lucrurile astea care să le, cum să spun, nu că să se umfle cu ele. Nu sunt ca țiganii care pun aurul la gât și mamă să moară dușmanii. Nu, aveau anumite înțelesuri, aveau anumite simboluri, înțelegi? Că ei după aia și le-au însușit, adică le-au furat, dacă mă întreb pe mine, e o altă problemă. Înțelegi? Dar... Asta e adevărul strict tehnic. Eu te invit la mine în casă, ți-am deschis ușa, te invit la masă, da? Îți dau să-mi porți și hainele, că nu ai, da? Îți fac și acte, ca să zic așa. Și tu într-o zi mă trădezi. Cum vrei să te tratez? Te-am invitat elegant, părăsește teritoriul pe care ți l-am dat, am închis granița. Te rog frumos, lasă-mă în pace. E simplu.
că te încăpățânezi și ai venit din nou peste mine, că ai format alianțe militare și ai venit să mă calci pe cap la mine acasă, păi în cazul ăsta trebuie să-ți asumi. Înțelegi? Prinșii care cădeau, prinși, agresorii care cădeau în primă fază în mâinile noastre, nu îi omoram. Îi adormeam și le făceam un semn undeva, discret. După ce se trezeau, le spuneam, uite, n-ai știut, ai venit unde nu trebuia să vii, nu ești tu responsabil că ai ajuns aici, că sunt alții mai ticăloși ca tine că te-au trimis, pleacă. A doua oară, dacă tu calci pe pământul ăsta, vei muri. Dacă tu înțelegeai ce ți-am spus noi și te duceai și nu mai vedeai niciodată cu gânduri, așa, trăiai, îți vedeai de ale tale. Dacă tu te duceai și te înrolai din nou în armata ălora care să vii după mine, dacă te prindeam din nou și îți găseam semnul ăla pe care tu nu știai că ți l-am făcut, dar ți l-am făcut, te executam, fiindcă ți-am promis. Așa era normal și așa era logic. De Sfinx? Sfinxul este pe pământul, e în ținutul șarpelui. E pe teritoriu, da? Teritoriul nostru, al agatârșilor cu totemul șarpelui. Lângă Sfinx, puțin... Cine l-a făcut? A, cu de uriaș. Uriaș? Da, când au construit Carpații. Când au... Păi, Sfinx, e o statuie, fiindcă e plin de statui pe tot munții ăștia. Imaginează-ți că, uite, acoperișul la casele astea, da? Hornurile pe care iese fum, da? Ele au forma unor statui, unor uriași, lei, ceva de genul ăsta, știi? E doar de design, fiindcă munții acum ei sunt acoperiți cu vegetație, dar ei, dacă îi... în primele faze ale construcțiilor arătau ceva de genul ăsta. Uite. Uite, vezi? Uite cum arătau. Aici erau construcții de piatră peste care a crescut vegetație. Da? În general, minciunii se face propagandă multă. Deci nu ar avea un... o putere energetică sau un pol al energetic. Știi unde e puterea energetică, așa, dacă vrei să înțelegi? Imaginează-ți că în clădirea aia de acolo, în mansardă, da, e un bec, să crapă o țiglă și lumina becului de acolo iese afară. Știi? Și ăștia de aici zice, vai, ce centru... Nu, sunt povești multe. Adevărata energie, da, este frecvența aia pe care unii dintre noi o captează în comunicarea cu cei din interior. Și ei au gânduri bune. Înțelegi? Cei din interiorul pământului? Da, mai sunt. Care civilizații. Sunt, sunt și uriași, mai sunt și mai mici. Și uriașii cu ăștia trăiesc în comuniune? Da, exact. Ăia. Că sunt două categorii de uriași. Sunt unii carnivori și unii necarnivori. Înțelegi? Sunt unii care... care uriași care au trecut de partea umanității, înțelegi? Fiindcă și uriași ăștia de două feluri. Sunt unii violenți, unii non-violenți, da? Ăștia i-au atacat pe ăștia. Fiecare cu societate, cu grupurile lui de oameni, înțelegi? Da. S-au atacat între ei. Da, s-au atacat între ei și... Ar putea fi explicația cu tremurul? Da, bineînțeles. Păi nu că explicația. Nu, e explicația logică a cutremurelor. Deci cutremurele? Da. Mai sunt bubuieli între ăștia într-o lume care este sub picioarele noastre. Noi suntem pe țiglele omenirii. Noi suntem pe acoperiș. Deci toți munții ar fi... Da. Cum se acoperiș. Știe prin o crengătură de tuneluri, că da. Sunt o grămadă da. Și care într-adevăr da. Sunt da. Făcute... Imaginează-ți că într-un oraș, când vii, toate acoperișurile caselor, da, ar avea o formă de dragon, da, și toate ar fi legate între ele printr-un tunel. Toate acoperișurile caselor ar fi tunele la nivel de acoperiș sau mai jos. Înțelegi? Imaginează că toate casele sunt legate între ele prin tuneluri. Da, cam asta e.